pentru timpul dumneavoastră. Haideți să avem împreună câteva etape, dacă sunteți de acord, pentru că am văzut pe ordinea de zi, sunt doar proiectele de hotărâre transmise de către AVIS, au pentru mine o succesiune logică. M-am prezentat deja, ce să vă spun, cu permisiunea noastră aș aborda într-o altă ordine decât cea pe care o aveți înscris în ordinea de zi. Haideți să începem cu subiectul cel mai dureros. Taxa. Taxa. Corect. Proiectul numărul 3, nu? Da. Perfect. Haideți să vă explic de ce am ajuns în situația asta. Sunt două motive, ambele din punctul meu de vedere obiective. În 2010, tot județul ăsta, toate consiliile locale și Consiliul Județean, am aprobat un plan de evoluție a taxei. De la momentul respectiv știam toți cât va fi taxa pe un orizont de timp. Dar plecam de la niște cifre, și anume cifra populației și cantitatea de deșeuri estimată a se genera. Astăzi, când stăm de vorbă, plecăm de la alte cifre, atât pe partea de populație, cât și pe partea de gunoi. Haideți să vă fac o trecere în revistă a cifrelor. În 2010, când s-a fundamentat planul, eram 708.000 de băcăoane acasă. Asta spunea statistica. În 2011, la recensământ, când ne-am numărat, am rămas 661.000. Eu vă spun în felul următor. Dacă rămâneam 661.000 în continuare, nu modificam taxa. Însă, din 616.000 cât ne-am numărat acasă, astăzi, în 2019, se pare că suntem 437.000 locuitori în județul Bacău. Dincolo de problemele pe care le antrenează scăderea populației cu care dumneavoastră vă confruntați, pentru că trăiți între oameni și vedeți, tineretul care pleacă, sporul negativ, toate aceste cauze, în ceea ce privește taxa specială de salubritate, nu ar fi fost nevoie de o creștere a ei, dacă cei 437.000 ar fi făcut cu noi de 437.000. Problema cu care ne confruntăm, din păcate, este că cei 437.000 fac cu noi cât pentru 730.000. Bun. Haideți să analizăm un pic subiectul ăsta și să vă spun în felul următor. În momentul în care am văzut recensământul 2011 cu cifrele publicate în 2012, în 2013 am început licitația pe care a câștigat-o Rombrescu. Am început licitația în 2013, luând recensământul și ajustându-l în scădere pentru toate UAT-urile. Pentru că la recensământ, numere odată, într-o zi îți dă o cifră. Dar cifra aia a doua zi s-ar putea să nu mai fie valabilă. Lume naște, lume moare, lume vine, lume pleacă. La toată lumea am ajustat recensământul în jos. Începem licitația în 2013, o finalizăm în 2015, interom questul la treabă în 2016, mare a parte a județului. În 2019, UAT-urile ne declară 437.000. E o scădere foarte tristă și eu am spus-o și mă voi repeta. Nu-i citat de la mine. E un raport al Organizației Națiunilor Unite care arată că la nivel mondial sunt două țări în topul scăderii populației. Una e Siria, cu războiul civil, și a doua e România. Partea proastă pentru noi ca băcăoani e că la nivel național recensământul a arătat că noi avem cea mai mare scădere de populație. Cu siguranță mulți dintre noi astăzi știți că sub Torino scria de câțiva ani Bacău. Acolo au plecat băcăoani. Îi disperia cifra 90.000 într-un interval de 10 ani de la un recensământ la altul. Dar haideți să ne aducem aminte ce s-a întâmplat în respectivul interval de timp, de 10 ani. Avem așa 2004 ridicarea vizelor pentru români, 2007, intrarea în Uniunea Europeană, 2010, criza. Clar, s-a plecat. Se pleacă în continuare, însă există și un fenomen mai mic de întoarcere. Sunt ori oameni din Italia și Spania, dar se pleacă pe Anglia și țările nordice. Plecările nu mai sunt la fel de masive, însă sunt combinate cu sporul negativ. Nu mai facem copii. Ăsta e adevărul. Singurile comunități care cunosc creștere demografică, le știți. Da. Bun. Influențele sunt în plan economic, social, inclusiv politic, pentru că se va ajunge de la comasări de școli, la comasări de UAT-uri, etc., etc. Dar, din păcate, este un fenomen cu care ne confruntăm și pe care, oricât ne-am dorit, fără schimbare demografică, care nu depinde de voința noastră, nu vom putea rezolva. Să revenim la gunoi. Sunt trei cauze principale pentru mine, pentru care există mult prea mult gunoi.
Prima este cea legată de modalitatea pe care am surprins-o în discuția dintre dumneavoastră, legată de deversarea unor cantități prea mari de deșeuri. Pe bubela pe care omul a primit-o gratuit, scrie mare deșeu rezidual. Eu, ca aparat tehnic al ADIS-ului, vorbesc într-un limbaj care nu este ușor accesibil cetățeanului mediu. Eu vorbesc de deșeuri reziduale, eu vorbesc de compost. Sunt niște termeni mult prea pretențios. Doamne, ce înseamnă rezidual? Și nu ai ce face cu el niciodată în viață și trebuie să ajungă la groapă când ai un să-l pui altundeva. Cum se poate rezolva problema asta? Prin controlul greutății fiecare la el. Cum am funcționat noi până acum? Toate UAT-urile care făceau parte dintr-un contract, și avem 65 în contractul cu Romvers, de care și Parava, și în contractul cu Ecosudul, cu Groapa, cu stații de transfer, sortare și compostare, tot județul, toate cele 93. Urmează să mai avem un contract pe Bacolul și 22 de comune la colectare și transport. Cum funcționa? Populația, ori taxă, se vărsau banii la ADIS, că au funcționat ca un coș comun și va funcționa în continuare, și de aici se plăteau operatorii. Imaginați-vă o scară de bloc cu 10 apartamente. Fiecare dintre noi locuiește într-un apartament și cădem de acord de la bun început, punem suma de bani, se strânge jos la administrator și ăla plătește facturile. Am căzut de acord în 2010 cu suma și în 2019 nu mai putem plăti factura, când ne ajung banii. Pe ce s-a intervenit? Și aici este actualizional al treilea documentul de pozitiv. Ia hai să plătim fiecare din ăștia 10, cât îi revine lui exact pe cantitatea de gunoi. Care e problema la gunoi? E singurul serviciu public care nu are contoar. N-ai ce să-i faci. Omul cât trăiește, face gunoi. Și o să-l arunci, clar. Cum îi oprești robinetul? La curent e simplu. A venit eu unul, l-a tăiat. La telefon ni l-a tăiat. La apă, la fel. La gunoi n-ai ce să-i faci. Bun. Dar ce putem să facem? Foarte, foarte simplu. Să plecăm de la educare, conștientizare, avertizare, spre amendă. Ultimul pas. Nu cunosc primar în funcții care se bucură de amendă. Însă, efectul coercitiv al unei amenzi și influența la nivel de mental este foarte mare. Dar, până să ajung aici, o iau de la zero. Informare. Cum stăm la capitolul ăsta? Nu stăm bine. Asta e punctul meu de vedere și ceea ce spun e dovedit de modalitatea în care noi tratăm deșeurile. Este expresia unui grad de civilizație, de conștientizare. Îmi pare rău că e camera prinsă, că eu vorbesc foarte liber. Vă spun în felul următor. Pentru ce să dau piatră și praf, să-mi ocare Romprescu în Bacău, să-mi ocântărească Ecosudul, la amândoi să le plătesc. Dar ce se întâmplă? În momentul în care am dat o cubelă gratuită, gospodina, indiferent de vârstă, a făcut concurs cu ea însă și cu vecina. Ce curățenie face ea în curte? Cum știi să măture, praful, piatra și alte lucruri? Bun. Aici trebuie să umblăm. Pentru că, iertați-mă, trebuie să fim cel puțin slab, dacă nu folosesc alt termen, să plătim praf ca și cum ar fi deșeu. Partea de deșeuri biodegradabile. Pentru simplu motiv că cetățeanul plătește o taxă, îndrăznește să-i spună și primarului, și viceprimarului, și consiliului, acest domnule, eu nu plătesc, ia-mi gunoiul. Păi stai puțin, care gunoi vrei să ți-l iau? Ți-l iau cel pe care am un contract, rezidualul. Ce mi-ai dat aici? Păi dejecții animale, creangă, frunză, tot ce ți-a trecut prin cap. Dar astea sunt biodegradabile. În curte, într-un colț, așa cum au stat întotdeauna, izbel. Teoretic se poate face compost, practic doar cine se pricepe. Corect? Bun, cantitățile nu sunt mari, dar nu ne deranjează pe niciunul dintre noi să vedem pe dealul din față, nu știu, niște crengi tăiate. Ne deranjează dacă vedem sticlă, dacă vedem plastic, dacă vedem, nu știu, pierdere. Bun, alea sunt reciclate. Când a început colectarea selectivă în județul Bacău? Luna iulie 2018. Sunt două minciuni administrative mari care au fost proferate în județul Bacău. Una este colectarea selectivă a deșeurilor și a de-a doua scăderea taxei salubritate. Vă explic de ce prima e minciună. Degeaba pui containere și să duci omul să dea plasticul, sticla, hârtia, dacă cel care le duce îl duce în amestec și n-are unde să le duc, le varsă în groapă. Nu. Există flux separat de deșeuri și
Avem reciclabilul care se duce la groapă, reciclabilul care se duce la stația de sortare și biodegradabilul din urban pe stația de compost. De ce nu și biodegradabilul din rural? Odată pentru că ar fi niște costuri care sunt inutile, doi pentru că în mediul rural există posibilitatea compostării la sursă. Ce s-a întâmplat? În 2013, când am împărțit unitățile de compostare individuală cumpărate pe proiect de Consiliul Județean, au avut toate întrebuințările posibile și le-am văzut cu ochii mei. Cloșcă cu pui, cățeluș, de toate am văzut. Deci nu este nimic la firul ierbii care sunt fiind străini, le știu. De ce? Pentru că omul nici nu a fost, de o parte, obișnuit, învățat și un pic și un pic și constrâns, pentru că să mă ierte Dumnezeu. Aia nu l-a costat nimic, nici pe cetățean, nici pe UAT, nici pe Consiliul Județean Bacău, nici pe ATIS Bacău. Aia e din bani europeni. Pentru cine o dat-o? Nu ca să ne înveți, nu știu ce, să inventăm împreună lumina, nu. Ne-a dat-o ca să ne ajute, să ne reducem cantitatea. Aveam nevoie de ea? Poate da, poate nu. Puteam să ne facem fiecare în curte. Dar e o chestiune care ține de voință. Ajungem la subiectul cel mai dureros și pentru noi și pentru cetățean. Plata. Era 4 lei pe lună de persoană. Ok. Înseamnă 1 lei pe săptămână de fiecare. Bun. Eu vin cu următoarea problemă. Îmi fac mâna în buzunar, scot și 1 leu. Cam. Și dau unui cetățean. Cetățean, uite leu. Ăsta e tot. Te rog frumos, scară-mi și mie cât îi ține fizicul pubela asta pe care mi-ai dat-o cu vârf așa de stă capacul și aia doi saci de pe lângă pe care mi-ai umplut cu rumeguș, cu cenușă, cu tot ce s-a prețat, de un leu. Și o spun, de leu ăsta ți-am adus așa, mașină Euro 6, șofer, doi încărcători, dar te rog frumos, nu mai îmi da de banii ăștia, trăim cu impresia că e și corect la plată cei care sunt. Pentru că ajungem și la subiectul sensibil pentru toți, pe care îl știm, gradul de colectare a taxelor și impozitelor. Nu-i nicăieri 100%. Maximumul pe care l-am întâlnit în județul Bacău e 82%. N-am întâlnit pe nimeni care se ducă pe asta. Bun. Dar haideți să vedem și la gradul ăsta de colectare un lucru. Vorbeam de faptul că lume vine, lume pleacă, naște și moare. Ce știe fiecare dintre dumneavoastră, oameni implicați în administrație? Știți clar numărul de imobile edificate pe raza UAT cu una paravă. Este cifra de la recensământ, s-o număra populația și imobile, se adaugă autorizații de construcție, construcții edificate, să scade autorizații de demolare, construcții demolate. Simplu. Știm câte case avem. Nu știm cât stau în el. Ce avem de făcut? Un lucru simplu, practic pentru noi și pentru asta, într-o hotărâre anterioară, dacă nu mă înșel, ați aprobat regulamentul de stabilire a numărului de utilizatori. Oferim posibilitatea extrem de corectă fiecărui cetățean să declare pe bază de rol cu cât locuiește efectiv, rezidenții efectivi. Această cifră se schimbă. Singura pretenție pe care e normal să o avem de la cetățean este în momentul în care pleacă, renunță, se declare și va fi scăzut. Nu luăm pielea ursului de pădure, nu luăm banii de pe mort, nu luăm banii la cel care nu beneficiază de serviciu. Lucruri extrem de corecte și transparente. Bun. Avem trei situații posibile. Imobil. Proprietar prezent, declară. Are două rubrici. Rubrica A, persoane cu domiciliu, rubrica B, persoane efectiv rezidente. Pentru cei efectiv rezidenți în scădere, cu siguranță față de cei care au acte de domiciliu acolo, poate prezenta orice formă de justificare. Carnet de student, carnet de elev, cu studii în Bacău, un contract de muncă, un contract de închiriere afară, ceva care să dovedească situația reală. Știți de ce? Pe lângă formele de minciună pe care vi-am zis, colectarea selectivă și scăderea taxei de salubritate, mai avem una, declarația pe propria răspundere. Și societatea cu răspundere limitată. Societatea cu răspundere limitată, în general, în România, înseamnă fără răspundere. Și declarația pe propria răspundere, în general, în România, deși pedepsă de codul penal, înseamnă la fel. Fără răspundere, în marea majoritate a cazurilor. Și o demonstrez foarte simplu, exact pe subiectul ăsta. Sunt imobili în care locuiesc 4 persoane și la salubritate se declară una. Nu vorbesc dumneavoastră. Municipiul Bacău, 15.000 de apartamente goale. Hai să știu. Bă, e mai simplu la dumneavoastră. 15.000 de apartamente goale. Chiar ori fi toate goale, Doamne iartă-mă, din 67.000. E cam trasă de păr. Și primarul e conștient de lucrul ăsta. Bacău ajunge la o populație de 104.000. Oare? Dar de ce ne blocăm în trafic? Păi bun, dacă suntem doar 104.000 acasă, de ce ne blocăm în trafic? Atenție! Iau cazul Bacăului. 197.000 erau cu acte la începutul ianuarie 2018. În decembrie 2018, 203.000.
opa, a început să crească. Ușor, nu mult, dar crește. Și pe mine mă bucur lucrul ăsta. Însă, aia cu acte, care-s acasă? Ce avem de făcut? Îi numărăm. În cât timp, în termen real, poate fi evidențiată populația rezidentă a unui atelier rural? Am vorbit cu Dofteana, cea mai mare comună. Într-o lună de zile îi numără de două ori. Știți de ce? Că deja există niște baze de date. Bun. Ce problemă avem aici? Când am cerut banii de la Uniune, eram mulți. Când e vorba de plătit, puțin. Dar nu i-am învățat noi pe ei joaca cu cifrele. I-am învățat greci înainte. Când au costat kilometru de autostradă în Grecia, cât nu făcea. Când au gândit sistemul ăsta, au avut o bătaie lungă. Și o îndrăznesc să o spun extrem de explicit, că am 4 ani de experiență de lucru acolo. Și știu cum gândesc oamenii. Foarte clar, pragmatic, cifră. Aveți alocare bugetare de 30 de miliarde de euro, 7 ani de zile, la populația care o aveți. Ziceți că sunteți a 7-a țară ca mărime din Europa. Ia să nu mai numărăm o dată. S-ar putea să fiți a 10-a. Ce se întâmplă? Scad fondurile, scade numărul de europarlamentari, da. Diverse. Bun. Dar se duce în cascadă și nu vă spărați, eu spun lucrurile foarte deschis. Ajunge inclusiv pe numărul de consilier local. Nu mă refer la paraba, că nu-i aici, doamne, cea mai neagră situație. Dar în comune în care, la 1000 de locuitori, de ce mai ești comun? De ce mai e consiliul local? N-ai putea să comasezi comuna de alături. S-a vrut acum câțiva ani. S-a vrut, s-a considerat atunci, vezi, doamne, bine, abuziv, însă, eu îndrăznesc să spun că din cele 85 de comune din județul Bacău, cel puțin 5 care îmi vin acum în cap, fără a-l nominaliza și fără a dori să jignesc pe nimeni, cred că s-ar descurca mult mai bine prin comasare. Pentru că nu vorbim decât de un lucru extrem de simplu. Eficientizarea cheltuielii banului public. Același lucru s-a întâmplat în cazul Adisului. De ce ne-am asociat? Ca să ne fie mai bine, doamne iartă-mă, nu mai rău. Întotdeauna dau exemplu următor. Dacă am un hectar de pământ și trebuie să lar și îmi cumpăr tractor, înseamnă că sunt sinucigași economic. Dar dacă ne asociem, facem împreună 200, ori ne cumpărăm, ori ne închiriem. Același lucru s-a întâmplat și în ceea ce privește serviciul de salubrizare. Dar am punctat la subiectul taxă un singur element, și anume scăderea populației versus, paradoxal, creșterii cantități. Unul dintre elementele creșterii cantități este dat de biodegradabil, praf, piatră și tot ce vă puteți imagina că merge căuta acolo. Al doilea, lipsa colectării selective a deșeurilor, care este în stadiu incipient, și ca să aveți o imagine. Pe contractul cu Romprestu avem 4.000 de tone medie lunară, din care 40 de tone reciclabil, procent, 1%. Insignifiant. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că la finele anului 2019, fiecare UAT din țară, dar eu mă refer strict la cele din Adins Bacău, are de atins un procent de colectare selectivă și valorificare a deșeurilor de 13%. Ce înseamnă lucrul din total cantitate de deșeuri? Ce înseamnă lucrul ăsta pentru mine? Ca să scot pe un UAT 75 de tone de reciclabil, eu trebuie să bag în stația de sortare 100. 25 se pierde la sortare, rest de sortare, material care nu mai poate fi folosit. Deci lucrez cu niște cifre extrem de concrete și sunt conștient de ceea ce înseamnă finele anului, cu penalitățile la fondul de mediu, care pentru mine înseamnă bani aruncați pe geam, irosiți, bani care pot fi folosiți de către fiecare consiliu local pe raza UAT-ului. Deci, odată biodegradabilul, 2 reciclabilul, 3, fără a jigni pe nimeni dintre cei care sunt angrenați în activități economice. Și știu că o parte dintre dumneavoastră sunt. Legea îmi spune în felul următor. Total cantitate de deșeuri UAT, 75% maxim populație, 25% agenți economici și instituții publice. Am 3 ani de experiență în lucru cu Romprestu și, din păcate, pentru noi toți, doar 5% din total cantitate de deșeuri figurează în dreptul agenților economici și instituțiilor publice. Mai pe scurt. Din 4.000 de tone am 3.800 pe populație și de-aia mi se pare că am prea multă populație și eu știu că nu-i toată acasă și am doar 200 de tone medii lunară pe agenții economici în condiții în care ar trebui să am 1.000. Bun, ce s-a întâmplat? Noi am mers pe o chestiune un pic nemțească. Prea nemțească pentru România. Adică, separăm populația de agenții economici ca să nu plătească nici agentul economic pentru deșeurile populației, dar nici populația pentru deșeurile agenților economici. Noi am considerat o chestie corectă. Și am zis așa. Populația plătește taxa la primărie, agentul economic face contract cu Romprestul, dă deșeurile la Romprest, plătește Romprestului. Unii au fost corecți, unii mai puțin. Și foarte mulți, mai puțin spui deloc. Ce au făcut?
ca să-și obțină autorizația de funcționare de la primărie, au încheiat contractul, au venit la domnul primar, i-au scos un pic ochii, că ei sunt corecți, fac contract, plătesc. Și într-adevăr unii plătesc, dar fără să dea deșeuri. De ce? Pentru că era contractul minim 0,5 metri cub, vreo 70 de lei pe lună, în schimb deșeurile pe care le producea fiind mai multe, apăreau în dreptul populației. Și foarte ușor difentat sistemul în condițiile care ai domiciliu și punctul de lucru în aceeași curte. În urban e și mai simplu. Ai punctul de lucru la parterul blocului, ți-ai scos deșeurile, l-ai dus la punctul de colectare pentru populație, sănătate, nu te prinde nimeni, nu te amendează, n-ai nicio problemă. Vine Romprestu, iarăși cu bea la coală, îmi pare rău, n-am deșeuri, cât trebuie să plătesc luna asta, 70 de lei, mult, greu, bun. Prin schimbarea filozofiei de taxare, sunt sprijiniți și agenții economici. La capitolul populației, într-adevăr, este o chestiune legată de taxă. Creșterea taxei, pentru mine, este extrem de ușor explicabilă prin cantitățile de deșeuri prea mari pe care le avem, pe de o parte. Pe de altă parte, anul trecut a intervenit Guvernul României prin Fondul de Mediu cu ordonanța de urgență aprobată prin lege la sfârșitul decembrie și publicată ieri în Monitor Oficial. Ce spune onor Guvernul României? Pune o taxă, îți întâlnim termenul taxă pe lăcomie. La deșeuri mi se pare că o băgat o taxă pe prostie. Și vine în felul următor, zice 30 de lei pe fiecare tonă depozitată. Mai decât. Vrei să depozitezi? Bagă mare. Dar la finalul anului, 30 de lei pe fiecare tonă depozitată la Fondul de Mediu. Ce face Guvernul cu banii aia? Ce vrea? Îi întoarce în proiecte, dar ia tot de la noi. Se cheamă taxă pe economia circulară. Ce înseamnă lucrul ăsta? Sunt în deșeuri, sunt foarte multe materiale refolosibile. Și mă uit în jur, mare parte dintre dumneavoastră sunteți familiarizat cu conceptul 3R. N-a venit Uniunea să ne înveți ceva nou, noi știam lucrul ăsta cu 30 de ani și l-aplicam. Și n-aveam acum 30 de ani, n-aveam plastic. De ce? Pentru că Ceaușescu n-a vrut plasticul. Dar sticlă și borcane am dus fiecare. Fier, așișderea, hârtie, și aduce aminte cineva cum căram hârtia la școală și n-aveam hârtie și luam revistele, ziarele și cărțile și dădeam cota. Ei, cam la fel ajungem și acum. De ce? Pentru că ne plângem că avem dificultăți financiare, dar ne batem joc de ceea ce avem. Și ca românii, credeți-mă, n-o face nimeni nicăieri. Nu știu, poate sunt prea dur, poate sunt prea deschis, dar văd, din cum mă priviți, că sunt în asentimentul dumneavoastră. 30 de lei pe fiecare tonă depozitată, în condițiile în care județul Bacău are un mediu de 12.000 de tone depozitate în fiecare lună, înseamnă 360.000 de lei. Adaug la el TVA-ul și mă duc într-o cifră pe care dacă o împart la 437.000 de utilizatori, îmi dă cam un leu în plus de persoană. Ce am de făcut eu UAT ca să nu mai plătesc banii ăștia? Păi trebuie să-mi scad drastic cantitățile. Și unde trebuie să ajung? Trebuie să ajung în următoarea ipostază. Un cetățean din mediul rural, statistic vorbind, face 0,3 kg de deșeuri pe zi, asta înseamnă 9 kg pe lună. 9 kg, ori populația rezidentă, cea care dumneavoastră o numărați și o stabiliți prin aparatul de specialitate al primăriei, dă o cifră. La această cifră adaug un procent de 25% de la agenții economici și instituțiile publice. Ăla e maximum. Realitatea județului Bacău este următoarea. Din 93 de UAT-uri, am doar 5 în stânga Siretului, care, datorită condițiilor economice extrem de dificile de acolo, sunt sub indicele de generare. În rest, depășiri indicele de generare. Paraba nu-i cazul cel mai rău, dar am următoarea situație. În intervalul ianuarie-noiembrie 2018, 344,86 de tone în 11 luni. Media lunară este de 31,35 de tone. Populație declarată 1711 persoane. În documentația de atribuire, care înseamnă recensământ 2012 ajustat, 2577. În master plan în 2010, cifrele valabile în 2010, dar cu raportare la 2002, erau 3468. Statistica ne spune că la 1.1.2018 rezidențe, adică efectiv prezența acasă, sunt 3.372. Conform indicelui de generare deșeuri,
Populația comunei Caraba ar trebui să fie de 3483. Nu sunt, n-au fost niciodată, știu lucrul ăsta, dar deșeurile care pleacă de aici par că ar aparține unei populații mult mai numeroase. Și revin la discurs, jos biodegradabil, colectare selectivă masivă, pireciclabil, care înseamnă, pe o parte, atingere țintă, scap de amenda la fondul de mediu. 2. Contribui în felul ăsta la construcția celulei 3 și a celulei 4 a depozitului ecologic. Am 2-ul pe 12 ani de zile și stăm liniștiți 12 ani de zile, dar după aia nu ne mai dă nimeni niciun ban să mai construim. Bun. Unde e adevărul? Întotdeauna la mijloc. Întotdeauna la mijloc. Și la 1711, din oricare celelalte care livrezi dumneavoastră, situația nu e roză. Iar implicațiile ei se vor resimți la modul extrem de dureros. Și nu o spun decât cu tristețe. La 1711 persoane, haideți să facem împreună calculele. Pun 10 kg pe lună rotund, trebuie să am 17 tone. La 17 tone adaug 25%, mă duc în maximal 20 de tone. Media lunară este 31,35. Este o depășire de peste 50%. Nu este cazul cel mai trist și cel mai grav din județul Bacău. Am niște OAT-uri, niște puncte sensibile și de tranzit și cu persoane care sunt foarte mult ocupate în domeniul construcțiilor și care ce fac? Lucrează într-un oraș, ajută la au lucrări de renovări, apartamente, construcții, etc., etc. Și spun celui care face lucrarea, dă-mi deșeurile, nu le mai da la Rompres și le plăti, le iau eu la mine cu camioneta acasă. Când vine Romprestul, scoate nu una, masiv, ia-le. Domnule, dar știți câți deșeuri din construcții și demolări? Iar, domnule, că eu plătesc. Ce faci? Le iei, nu le iei, ai un contract să strângi tot. Nu le-ai luat? Data viitoare s-ar putea să trebuie să schimbi un cauciuc, o parbriz, o oglindă. Se întâmplă și cazuri pe genul ăsta, nu sunt multe. Bun. Știm cu toții cum stăm în realitate. Știm cu toții unde trebuie să ajungem. Cum se poate face un lucru ăsta? Prin implicare masivă. Două motive pentru creștere taxă. Unu, prea mult gunoi. Și doi, taxa impusă de guvern, care are influență de un leu per persoană. Ce putem face? Doar prin scăderea cantităților putem ajunge la o situație la care aici în Consiliul Local de viitor, taxele vor fi stabilite în așa fel încât să acopere cheltuielile reale. Dar eu aveți la mapă proiectul de hotărâre cu planul de evoluție. Prima întrebare este următoarea. De ce se duce până în 2041? Răspunsul e foarte simplu. Pentru contractul cu Ecosud e 23 de ani de zile. Am plecat în 2018 plus 23, matematica una singură, 2041. Va fi valabil în 2041? Garantat, vă spun că nu. Nu, clar, știm lucrul ăsta. Ăla din 2010 o ținut, nu o mai ținut, s-o rupt, scurt. Dar plecăm la drum cu toții de la același nivel, însă va depinde pe viitor de fiecare. Și vă spun și cum. Schimbăm mecanismul de plată în care cei care eram în asociație dădeam cât ne-am înțeles. Nu. Nu mai dăm cât ne-am înțeles. Dăm cât am făcut. Și ăsta e actul adițional 3 la documentul de poziție, care spune în multe cuvinte un singur lucru esențial. Fiecare OAT și plătește cantitatea. Eu la adis primesc o factură pentru cantitate totală la 65 de OAT-uri. Puneam bani la grămadă, nu ajungeau. Bun, ok. Dar am și cantitatea cu fiecare OAT. Și plătește fiecare cantitatea lui. Când am tras linii la final, dacă toți au plătit, pot plăti factura. Dacă 1, 2, 3, 5 n-au plătit, îi știu clar cu nume, cu prenume, știu cuantumul sumei și ce penalități de întârziere vor plăti. Legea a fost modificată 51 pe 2006 în decembrie anul trecut și prevede niște lucruri pentru OAT-uri extrem de avantajoase în ceea ce privește plata. Mai pe scurt, niciun OAT nu trebuie să înregistreze datorii de plată față de operator. De ce? Este clar prevăzut acum în lege ceea ce se întâmpla în practică și anume să lua banii din buget, se plătea și se recuperau. E, problema majoră e la cuvântul recuperare. Nu-i face nimănui plăcere să fie recuperator, dar
Pe de altă parte, nu avem ce face. Avem articolul 9 aliniatul 2 din legea 101/2006 a Serviciului Public de Salubrizare, care îmi spune în felul următor. Autoritățile administrației publice locale au obligația, și subliniez, puteam obligația de a plăti operatorilor. Eu întotdeauna vin și fac următoarea comparație între un drum, care e o lucrare, și care o plătim celui pe care l-am contractat, corect, și un serviciu, cum e serviciul de salubritate. L-am contractat, am muncit omul pentru noi, ne-a cărat. Asta e, avem prea mult cu noi, nu-i problema lui, chiar se bucură. Dar controlul cantității e o chestiune care ține de fiecare. Ăsta e motivul. Astea sunt cele două motive principale pentru care, pentru anul 2019, venim în fața dumneavoastră cu propunerea de majorare a taxei, care, înainte, pe planul vechi, dacă nu mă înșel memoria, ar fi fost 4,16. Și acum spun un lucru foarte simplu. De 2 lei pe lună, nu s-a îmbogățit, n-a sărăcit nimeni. Dacă e să privim în termeni procentuali, este o creștere semnificativă. Există posibilitatea legală, dar nu o recomand nimănui, taxă zero. Dar în România, doar sectorul 1 București poate să facă lucrul ăsta. Adică are bugetul atât de masiv, încât nu mai știe ce să-l cheltuiască. Niciun oate din județul Bacău, și vreau să spun următorul lucru. În condițiile depășirii de cantități, eu vreau să fim foarte conștienți de următorul lucru. Îmi doresc ca această taxă de salubritate să ajungă. Însă, pe viitor, deja am calculat cele trei situații posibile. Am câteva OAT-uri în stânga Siretului care se vor descurca foarte bine cu banii ăștia. A marea majoritate a OAT-urilor, la care mă rog la Dumnezeu să se descurce. Dacă nu se descurcă, populația ori taxă, plus agenții economici ori taxă, versus cantitate OAT posturi prea mari, se intervine cu subvenții. E ilegal, asta e viața. Și am câteva OAT-uri și nu-s puține la număr, care nu se vor descurca cu această taxă. Nu vreau să nominalizez tocmai din cauza faptului că se filmează, însă le-am calculat și sunt OAT-uri strict limitrofe Bacăului, care au o populație declarată de 6.000 de persoane și cantitate de deșeuri pentru 19.000 de persoane. Oricât le-aș calcula eu taxa și aș încerca să o fac să țină la triplu cantitate de deșeuri, nu o să te ajungă niciodată 6.82. Dacă n-ai, uitați adevărul, sănătate. Dacă nu se intră masiv acolo, și masivul ăsta, eu nu-l văd, fără implicare locală, plecând de la nivel de cetățean, nu știu ce se va întâmpla. Bun, v-am explicat motivele obiective ale creșterii taxei. Știu că este un subiect delicat, în condițiile în care dumneavoastră, mult mai mult decât mine, sunteți în contact direct cu cetățenii. Niciunul dintre noi nu-i face plăcere subiectul ăsta. Și eu aș vrea să mă duc la pompă și să mi-alimentez mașina cu prețul din 2010. Și eu aș vrea să cumpăr euro cu prețul din 2010. Dar nu vreau să am salariul din 2010. Și nici tata pensia din 2010. Știu că e un subiect delicat, sensibil. Știu că în sufletul nostru, fiecare dintre noi, vrem să putem ieși, și o spun din poziția omului care am fost ales local, la fel ca și noastră, am fost consilier județean, însă am ales cariera pur administrativă. Și spun în felul următor. Toți ne dorim să venim către oameni și să le spunem, am rezolvat. Am rezolvat. N-am mărit, am scăzut. Dar astăzi, dacă am face lucrul ăsta, ne-am mințit pe noi înșine, și ar trebui să venim către oameni într-un mod fals și apoi lună de lună, aici în Consiliul Local, să umblați în buget banii care ar trebui folosiți pentru o investiție locală, să-i puneți acolo. E o chestiune de a sta strâmb, a judeca drept, a tăia o singură dată și știu că doare, dar, a da timp. Că prin actul adițional 3 la documentul de poziție, ajungem la situația în care fiecare plătim cantitatea lui, eu spun în felul următor. Urbanul nu are cum să ascundă cu noi. Dar oralul are cum să scadă, dar e chestiune de implicare masivă. Se poate scădea taxa? Teoretic, da. Practic, nu depinde de teoria mea. Depinde de realitatea cantităților fiecăruia.
Și am făcut legătura între două subiecte. Planul de taxă cu evoluția lui ascendentă. De multe ori m-a întrebat lumea, dar de cine ați început cu taxă mare și care să scadă? Adică să-l întorc invers. Păi dacă la un leu, 2 lei, trec prin foc și sabii, cum ar fi fost la mai mulți? Bun. Dar nu este nevoie de lucrul ăsta. Este nevoie de o abordare pragmatică a subiectului și depășirea sensibilității care e inerentă. Am făcut legătura între planul de taxă și actul adițional 3 la documentul de poziție, plata la cantitate. A fost solicitată de multe OAT-uri. Ce m-a amuzat pe mine a fost următorul lucru. Sunt câteva OAT-uri cu depășire olimpică a cantităților de deșeu care vreau plată la cantitate. Sistemul care aveam înainte era paușal. E avantajat. Eram în horă cu toți, puneam bani împreună, ne echilibram. Bine, ne-am echilibrat până am căzut cu toți. Ce înseamnă că am căzut cu toți? Înseamnă că Ecosudul nu l-a mai plătit din luna iunie și nu-i plătit nici în ziua de azi. Și înseamnă că pe Rompres nu mai plătiserăm din luna ianuarie anului trecut. De ce? Dacă aveam populația care am plecat la drum ori taxă, lucrurile ar fi stat într-un fel. Dar la 437 și toată lumea trăia cu impresia, domnule, eu mi-am plătit, n-am niciun fel de datorie. Bun, ok. Datoriile sunt către operatori. Facturile sunt ale operatorului. Transferul de sume către ADIS și banii care sunt folosiți de noi doar pentru plata facturilor respective, noi stăm la control la oricine. N-am niciun fel de emoții, nu sunt probleme. N-am văzut bani, n-am uitat ceva. Paradoxal pentru mine și colegii mei, m-am trezit în luna noiembrie, că am fost executat silit. Noi ADIS-ul ne privim în felul următor. Pe de-o parte, cea mai mare asociație la nivel județean, cu prezent toate OAT-urile, pe de altă parte, o entitate, un punct unic, nu de control sau comandă, ci un punct unic de contact. Noi suntem un ONG. E drept, de utilitate publică, dar suntem de drept privat. OAT-ul e de drept public. OAT-ul e prezumat în permanență solvabil. Noi, ca asociație, nu. Ei ne-am trezit cu conturile blocate și politic. Și aveam trei conturi. Unul de cotizații, cheltuieli de funcționare, unul pentru Rompres și unul pentru Ecosud. Toate trei. Zic, stați un pic, ce faceți, Rompres? Îmi luați și banii de salarii? Da. Păi ce vin am eu când s-o plătit? Păi cum, nu ești tu vârful de lance? Ba da. Și mi-a zis așa, codul civil, 3 luni de zile, salarii, atât. Zic, nu vă spărați, dar mai am și alte cheltuieli, lumină, telefon, alea. Ne pare rău. Cât salariați sunteți? Păi eram 11, am rămas 9, am plecat 2. Eram 11, știți? Da. Noi avem numai pe Bacău 207. La salariații noștri s-o gândit cineva. Că din aia 207-204 zbăcăoani cu acte. Zbăcăoani de aici. O fi firma din București, dar oamenii sunt toți zbăcăoani. S-a gândit ceva. Dar la mașinile luate prin credit bancar, pentru că asta s-a solicitat la licitație, s-o gândit cineva. Dar acum, bun, în fine. Sunt și vești bune. Erau 4 milioane de euro datorii. Bacău a plătit la Romprest, fără să fie în contractul cu Romprestul. A plătit 2.200.000. Pe executare silită au mai luat 4 milioane de lei. Împreună, aproape 1.300.000 de euro din 3 pe care le avea de primit. 3, dar problema mea e următoarea. Tragem tare o lună să strâng niște bani. Vine următoarea lună cu factura. Și o iei de la capăt. Bun. Eu aici fac legătura cu subiectul subvenției de la bugetul local. Am analizat situația facturilor, situația populației declarate ori taxă versus facturi. Am defalcat pe fiecare în parte. Deficit de finanțare Rompres, deficit de finanțare Ecosud. Revine fiecăruia un anumit cuantum. Dacă nu mă înșeală memoria, la Parava e 45.000 de lei. 42. Da, bun. 42. Lucrez cu cifre, nu sunt contabil, nu sunt la punct și pierd. Bun, 42. Eu vă spun în felul următor. Lucrând cu toate OAT-urile și având... 257.000 de lei. Perfect. Lucrând cu toate OAT-urile și având o imagine de ansamblu, nu mă pot opri în a face comparații. Cât înseamnă? Nici 10.000 de euro. Eu datorii, da. Trebuie să ne-o plătim, da. E greu? Nu zic că nu. Dar mă uit în partea aia la Moinești, are 1.000.000 de euro. Și ieri am stat cu președintele Brașoveanu, cu primarul din Moinești,
cu domnul subprefect, cu domnul președinte Benea, cu colegii de la juridic din CJ. 90.000 de euro nu e o gaură în cer. La ei e problema mare. Dar ce au făcut de-au ajuns în situația asta? În primul și în primul rând, la 21.000, fără niciun fel de document justificativ, s-au dus la 11.000. Au gunoi de 25.000. Și au mai făcut o chestie. Populist, electoral. Deci am fost în ședința de Consiliu Local și i-am rugat. Ionica. Da. De la 9.25 au pus taxă 6. Nu dă bine? Ieși în fața oamenilor. Bun, ok, dă bine odată. Poate câștigi niște alegeri, dar dacă maximumul activității politico-administrative se va reduce la promisiuni de scăderii taxe de salubritate, eu nu m-aș apuca de altceva. Nu. Oamenii au nevoie de mai mult decât de o chestie din asta. Mi se pare, iertați-mă că vă spun, mi se pare prea simplu, prea ieftină. Haideți să rezolvăm alt lucru. Viitorul aparține comunităților care vor ști să-și atragă mână de lucru, să ofere facilități și mă uitam venind în coace, toată lumea știe din DNS. Da? Da. Dar paravan nu-i peste șosea? Da. Înțelegeți ce vreau să spun? Da, înțeleg, da. Este și la noi. Știu, păi da, tocmai de aia, că am văzut. Păi, cine mișcă? Nevoia. Bun, taxa pe populație și taxa pe agentul economic, pe salariat. Cât plătea agentul economic înainte? Minim 70 de lei pe lună. Dacă are 5 salariați, va plăti 75. Dar din ce moment? Din momentul în care ajungem toți cei 65 parte în contractul cu Romprestu, să încheiem actul adițional 3. La contractul cu Romprestu. Ce îmi spune actul adițional 3? Un lucru legat de actul adițional 3 la documentul de poziție, în care vorbeam de plată la cantitate de către fiecare oate. La licitație am avut așa, 162 de lei tona de deșeuri în urban. De ce? Pentru că e ușor să strângi gunoi mult din urban, fiind plătit la cantitate, și să o duci la marginea orașului. În rural, te duci cu mașina, te prim, te întorci cu ea, cât era tona? 317,73, ambele fără TVA. Ca să plătim corect fiecare la cantitate, trebuie să am un tarif egal și la urban și la rural. Pentru că sistemul era încrucișat. Taxă mare în urban, tarif mic, taxă mică în rural, tarif mare. Și urbanul mereu țipa. Să plătim la cantitate. Și eu zic, normal că v-ar conveni la 162 de lei tona și cantitatea voastră. Dar dacă iau pe un atent din rural și îi mulțesc cu 317 și îmi par la populația lui, trebuie să-mi dea o taxă din o duce. Nu, hai să facem un felul următor. Tarif unic, urban-rural. Și am spus așa simplă. 317,73 era ruralul, s-a dus în 318. E norocire mare, 25 de bani la tonă. Bun. Dar în urban, de la 162 la 318. Și ca să fim corecți cu viața. Vreți plată la cantitate? Plată la cantitate, dar la același preț. Nu tarif mai mic la urban față de rural. Același tarif. Bun. Asta pe de-o parte. Doi. Ritmul de colectare comun populației cu agenții economici. Mașina oricum îmi vine și îmi face comuna la pas pentru populație. Agentul economic, oricum eu știu cât dă deșeuri în ziua de populație. Prea puțin în ziua de agenții economici. Vă spuneam, 3.800 cu 200 de tone. Simplu. Toată lumea taxă la primărie e frumos, o taxă suportabilă, egală ca și quantum pe salariat, în Baraba, Sascut, Orbeni, Bacău, în orice colț al județului. Știți de ce? Ca să nu vină vreun agent economic și să zică, bă, mă jertmănește autoritatea administrativă publică și locale, închid afacerea și o deschid în altă parte. Nu, nu-i nevoie. Făceam un calcul teoretic cu consultantul și câțiva oameni de afaceri. Să luăm cazul unei firme cu 300 de salariați, ori 15 lei pe lună, sunt 4.500 de lei. Ce reprezintă pentru respectiva firmă 4.500 de lei? Păi este un salariu cu contribuții la stat. E vreo gaură în cer? Mie mi se pare că nu.
la 300 de salariați care produc deșeuri asimilabile în menajer, să strângem o cantitate. Eu consider ca pe o posibilitate foarte bună pentru UAT, pe de o parte să aibă controlul întregii cantități de deșeuri și a tuturor banilor. Pe agent economic și pe instituții publice. Când salariați lucrează la primăria Parava? 14. Ori 15 lei ăștia-s bani. La școală, cât avem? 24, tot cu personalul TESA. O să spun ceva cu riscul de a deranja. La biserică. 2, minim, corect? Numai preot. Și dascălul, și dascălul, și dascălul. Credeți-mă că s-a terminat. S-a terminat cu tot respectul. Haideți să vă spun cum. Lumânările pe care le aprindem cu toți în memoria celor care nu mai sunt, în general sunt cutiuțile alea, da, sau în general sunt cutiuțile alea roșii, da? Coroanele în general sunt de plastic. Sunt deșeuri. E o activitate cu un adevăr specific religios, spiritual, cultural, social, dar și oarece și care caracter economic. Știm lucrul ăsta. Știm lucrul ăsta. Biserica Ortodoxă Română e mai rugat decât de noi. Bun, ok, nu vreau să jignesc pe nimeni, însă vreau să trăiesc cu conștiința curată, la aceeași unitate de măsură, indiferent cui. Pe cine poate discuti Consiliul Local? Doar segmentul numit instituții publică cu obligativitatea de a plăti numele și pe seama lor. Poate discuti doar anumite categorii de cetățeni strict și limitativ prevăzute de codul fiscal, sunt prea puține imunitate. Sunt veteranii, gradul 1 de handicap, deținuții politici. Nu-i mai avem, i-am avut pe veterani și poate n-am știut să-i respectăm și să-i ascultăm cum se cuvine la momentul respectiv. Revin. Cu actul adițional 3 la contractul cu Romprestu rezolvăm o problemă de funcționalitate și control a costurilor. Înainte tona de deșeuri pentru agentul economic depășea 500 de lei fără TVA. Astăzi se duce, la fel ca și pentru populații, la 318, avem ritmul de colectare comun. Taxa nu este împovărătoare pentru agentul economic. Poate să dea corect toate deșeurile care le generează. Nu mai ascunde cum făcea până acum. Că ăsta e adevărul. Ascundea și muta cu populația. Actul adițional 3 la documentul de poziție plată la cantitate. Planul de taxă, într-adevăr, din păcate, este o creștere. O spun cât se poate de deschis, deși există tentația naturală pe subiectul ăsta de politizare, dezbatere. Mie un lucru mi-e clar. Dacă vreodată, nu știu, Parlamentul României, guvern, o să-mi plătească sau o să-mi scadă factura la curent, eu o să fiu convins că o să pot să scad și factura lor în preț, că o să fac exact la fel ce au făcut și ei. Dar nu mi-o scăzut niciunul, să mă ierte Dumnezeu. Dar nu am pus o taxă. Taxă pe care mai multe guverne, să știți, cu amânat. Dar a venit clipa adevărului. Uniunea Europeană și aia sunt felul următor. Ne-ați luat banii? Da, bravo. Ați știut să cheltuiți, bravo. Și au atins eficiența? Nu. Păi cum facem? Ne dați banii înapoi? Sau întreprindeți măsurile dure. Taxa la economia circulară de 30 de lei pe ton în 2019, în 2020 știți cât e? 80. Și ce influență înseamnă asta pe taxă? Dacă 30 de lei era un leu, 80, însă, ca să o țin sub control, ce am de făcut? Să mă trezesc odată și să încep să fac administrație cum se făcea acum 30 de ani. Aceiași oameni care suntem și care sunt în jurul nostru, acum 30 de ani știau să-și văruiască copacul din față, pietrele de pe margine, da. Nu, eu am văzut în amintirea ceea ce am trăit fiecare dintre noi. Mai puțin,
mai mult noi. Dar aveți să vă zic ceva? Nu se colecta cu noi atunci de la și nu găseai bun. Da. Amintirile a ceea ce la școală am învățat, cu reciclabilul, astăzi, ora de cultură civică, ora de dirigenție, ora de educație ecologică și tehnologică ar trebui să aibă legătură cu aceste subiecte. Le-au dispărut. Însă, vom fi, din păcate pentru noi, un pic obligați să le, să le activăm. Unde vrem să ajungem? Există și o perspectivă. Primul lucru pe care vreau să-l realizez este T0. Plată integrală Rompres, plată integrală Ecosud, ridicat copriri, ridicat situația de dreți copriri pe UAT-uri. Ok. Plecăm la drum. Fiecare cu cantitatea cu cantitatea sa de deșeuri. Cu taxa care îi va ajunge dacă își ține cantitățile sub control. Unde vreau să ajung? Vreau să ajung la situația fiecare gospodării deodată cu două cubere. Cea neagră care există pentru rezidual și care trebuie să ducă la groapă fără biodegradabil și reciclabil în ea și încă una cu reciclabil. Logica va fi următoare. Cubela de reciclabil, 0 lei, 0 bani. Umple. Dă tot reciclabilul pe care îl ai. Nu te costă. Amestecate, fără problemă, mai puțin sticla. Mai puțin sticla, dar sticla se va scoate pentru că se bagă o taxă pe ea foarte dură și mai nou se bagă taxă pe plasticul de la 0,5 la 3 litri, 0,5 bani. Logica e simplă. Îți vrei bani înapoi, vino și adun plasticul. Fiecare dintre noi vrea din când în când să bea o Coca-Cola. Eu vreau să beau Coca-Cola, dar n-am nevoie de plastic ăla nicio culoare, dar nu pot să iau Coca-Cola în buzunar, așa că o să-i plătesc cu 0,5 bani în plus și o să mă gândesc de două ori. Oare îl mai arunc sau nu iau bani înapoi? Chiar dacă l-arunci deci, la Dunăuntru și o duci, și ăla la bani. Exact. Și nu mai găsești arunca, dar e mică, dar la 0,5 bani, ar trebui mai mare taxa. Cred că cu căricioare la supermarket, mai mă întorc că vreau 50 de bani după căricioare și la aproape de dragul național, cum i-am numărat. Se întorcați! Se întorcați! Când era mic, am fost să vă mai la salarul pe vasă. Ce nici bate joc de banul mic, n-are parte de la mare. Exact. Și dacă vezi pe jos și exact, e păcat. Gândim la fel. Bun. În momentul în care ajungem la situația asta, deci două bani, lucru care presupune niște investiții suplimentare din bani pe care momentan nu îi avem, cantitatea de rezidual va costa, dar va fi mică. Cantitatea de reciclabil pe om nu-l va costa. De unde vom lua banii? E foarte simplu. Asta e treaba a visului, dar să pot și eu să mă mișc, adică să am popririle ridicate. De la organismele de transfer a responsabilității. Ne-am amuzat foarte mult pe termenul ăsta cu domnul președinte, că fiecare dintre noi am vrea să transferăm responsabilitatea, dar nu reușim întotdeauna, ci OTR-ul. Este o entitate care are în spate un mare producător de ambalaje. Coca-Cola, oricine vă imaginați, care pune pe piață produs, sunt firme foarte puternice. Guvernul le taxează cu 2 lei pe kilogramul de ambalaj băgat pe piață. Asta înseamnă 2000 de lei pe tonă. Nu poate să dovedească cu ajutorul OTR-ului către guvern că și-o scos ambalajul pe care l-o băga pe piață, scurt, banii. Ce interesar el? Să vină la mine ABI, care am contract cu operator, și să-mi zică, dăm cantitățile de reciclabil ca raportare, că ți le plătesc eu, nu ți le plătesc la 2000 de lei, la 2000 de lei dau la guvern. Da. Ți le plătesc la 1000 pe tonă, dar dăm și mie niște reciclabil. Eu am 40 de tone în 65 de WAT-uri din județ. Și ce poftim? Coca-Cola bagă 50.000 de tone de deșeuri. Ce fac eu cu 40 de tone de tare? Cât spuneai că e prețul? Apropo, l-am condiționat cu un preț, o să vedeți că prețul la reciclabil e mărișor. Dar e mare dintr-un singur motiv. Cantitatea este insignifiantă. Am avut situații în care mașină de Rompres a făcut cursă de colectare reciclabil sticlă în 5 comune, a ajuns la Ecosud, a suit-o pe cântar și cântarul nu registra. O fi defect, nu fi defect, ci cu cântar. Avea 20 de kilograme. Doamne, eu știu cum fac procesul verbal la AGA. Și am mai simplu. Dau drumul la reportofon și consemnez toți ce se spune acolo, inclusiv prostii.
Dacă mă sumură prea tare, vorbesc foarte serios, n-aveți idei câte enormități se pot debita ședinții de aga. Bun. Ei, când vreau și supărat unul dintre colegii mei, îi dau un scris ca sarcină să transcrie procesul verbal de la ședință. Deci credeți, am ceva impuzibil. Deci eu știu ce credeți. Să lasă. Și nu mai fac. Hai să vedem unde am greșit. Vreau să spun directorul. Credeți? Când vorbesc acolo 15, unii peste alții. Oameni gunoi mult. Banii ochi. Puteți să puneți noi întrebări? Vă rog. De aia sunt aici. Mă semnez întrebări de dumneavoastră. Vedeți, vă scoateți. Dar că nu mai merge pixul, la dumneavoastră. Deci, domn director, dumneavoastră acum ne cereți să ridicăm prețul de la 4,1, cam așa era înainte, la 6,82 de persoană. Mă refer la populația... La persoană fizică. Scăderea populației, creșterea volumului... De... Bun. Dar asta la economia circulară? Așa. Astea nu au apărut. Peste noapte. Deci asta e în timp. De acord. De ce nu s-a intervenit? De ce nu s-a intervenit la mai din timp? Asta vreau să spun. Ca să nu ajungem chiar așa să... Bun. Repet. Procentual întrebări e brusc. Însă fac un recurs la memorie și am în stânga mea un domn care a participat la primele ședințe ale adunării generale ale avisului din momentul în care a câștigat Romprestul și intra în activitate. Prima chestiune propusă de Romprest. Un metru cub pe lună de agent economic față de 0,5 cât au acceptat primarii și consiliul local. Dacă mergeam cu un metru cub, poate nu aveam 200 de tone pe lună, poate aveam 400 de tone și era în avantajul nostru. Apropo de taxa la cetățean. Nu s-a vrut. Haos. Circ. Din 65 de OAT-uri parte în contractul cu Romprestul, în ședințe de consiliul local, am reușit, împreună cu domnul primar, domnul consilier, 63 din 65 s-au aliniat la taxă. Doi nu s-au aliniat. Moinești și Dărmănești. Mi-a luat mult prea mult timp din viață, risipă de energie, acest război surd în interiorul asociației. În loc să ne putem concentra pe ceea ce avem în practică de făcut, din păcate, avem de dus niște războaie fratricii din interior care nu și-au nicio formă rost. Se întâmpla în anul de grație 2016. În 2017, lucrurile aveau un echilibru fragil la începutul anului. La sfârșitul anului a fost o criză a deșeurilor, dar eu spun întotdeauna, criza deșeurilor e o criză a neplății. Dacă vă aduceți aminte din presă, în octombrie, noiembrie și decembrie 2017 a fost suspendat serviciul de salubritate la vreo 30 de OAT-uri din 65. Din cele 65 de OAT-uri parte în contractul cu Romprestul, 36 n-au avut niciodată serviciul de salubritate și taxă specială de salubritate. A fost foarte greu să trec de la un leu pe lună de familie la Sascut, la 4 lei pe lună de persoană. Ei au avut mașina lor acolo, au avut și ce dacă? Și ce dacă? Ce faci, chiar dacă ai mașina ta, de un leu de familie? Câți bani strângi, cu cât plătești șoferul, cei doi încărcători și doar combustibilul la mașină? Au avut mașina dânșilor, așa este. Mi-aș fi dorit și eu să avem mașinile noastre, să le dăm un preț și să nu-l punem să cumpere. Dacă am fi intervenit mai devreme, de la 4 și ne-am fi dus la 5. Dar apărând OUG 74/2018, care are influență de unde eu pe taxă, de la 5 nu puteam la 6. Tot acolo eram și treceam prin două runde de certuri, nu cu dumneavoastră, cu unii. Când am avut finalizate calcul, la nivelul anului 2018 spre toamnă, prin octombrie, noi am trimis planul de taxă încă din noiembrie. Și calculele respective s-au asumat de consultanți și nu mai aparatul tehnic al avisului. Repet, știu că e o problemă. Această creștere abruptă. Dar să fim cu toții conștienți că de 2 lei pe lună nu se îmbogățește, nu se răcește nimeni.
Sunt conștient de faptul că ceea ce înseamnă creștere de taxă are o influență pe scădere grad de colectare. Sunt conștient de lucrul ăsta. Dar avem un plus legislativ apărut în decembrie, legea 51/2006, în care decizia de impunere a UAT-ului către utilizator, persoana fizică, devine titlul executoriu. Asta înseamnă că niciun primar în funcție nu o să mai poată să zică, știți, nu o plăti lumea, n-am încasat. Legea ți-a dat mijloacele simple, scurte și clare. Ce să vă zic? E într-adevăr o creștere abruptă de care sunt conștient. La asta mă referam și eu. Sunt 100% conștient de ea. Imaginați-vă că și în Bacău, în municipiul același lucru se întâmplă. Imaginați-vă că în Onești s-a dus de la 10 lei la 15 lei pe lună de persoană. Același lucru se întâmplă peste tot. Există tentația subvenții. Dar este o chestiune pe care eu nu pot să vă recomand. Nu pot să vă recomand decât în următoarea, ipostază. Nu în 2019. Plecăm la drum cu 682. Chiar dacă unii dintre vecinii noștri s-au dus către alte taxe. Ce aș face eu? Fiind conștient de faptul că am peste 50% mai mult cantitate de deșeuri, plec la drum de aici și abia la finalul 2019, unde mă măsor pe mine însumi ce am făcut ca să reduc cantitatea, vin apoi către cetățean și îi reduc taxa dacă mă descurc cu banii. Primul pas nu-i scăderii taxă, primul pas e scăderii cantitate. O dată. Doi. Ce aș mai face? Merg cu 682 combinat cu 1499, mi-aduc în banii. Știu că în ianuarie, februarie am cantități mici de deșeuri, că e frig afară, însă îmi cresc în martie, este efectiv o curbă cu risc major augustul. Deci augustul față de ianuarie dublu din orice poziție. Bun. Toți dăm vina pe concetățenii noștri în Italia. Ca să nu ierteți Dumnezeu, n-am văzut așa mult de mașini în Italia, nu trebuie. Dacă vin cu avionul de aia, da? Bun, ok, posibil. Și avea și aeroportul funcționa. Bun. Ce fac eu UAT în situația în care populația o taxă plus agenți economici o taxă, în anumite luni ale anului, nu ne ajung bani. Dau de exemplu martie, maiu, augustul, septembrie și risc la octombrie. Abia atunci intervin prin hotărâri de Consiliul Local, subvenționez. Dar nu subvenționez per capita, subvenționez per sumă globală care să mă ajute să-mi sting factura lunară. Eu așa văd un mod de acțiune pragmatic. E drept că logica mea este matematică și nu e politică. O ipoteză. Un caz ipotetic. Primăria Palava, da? Da. Reciclează mult mai bine. Bunoiul. În primul rând trebuie să reducă. Păi să reducă. Pe reciclări reduce. Nu doar pe reciclări. Nu doar. Prin discuții cu populația, conștientizare și toate măsurile. Biodegradabilul, nu uitați ce vă spun. Biodegradabilul. Scade cantitatea. Da. La cât? De la 31,85 medii lunare. Crește și gradul de colectare. Adică la persoanele care nu prea plătesc. S-a ajuns de la un tarif mai mic? Nu, se va ajunge la o taxă mai mic. Haideți să vă explic. Tariful este prețul plătit pe tona de deșeu operatorului. Tariful are o fișă de fundamentare pe elemente de cheltuieli cu mucavii, combustibil, TVA, etc., etc. Are un format pur și simplu matematic. Taxa pe cetățean este necesară să susțină tariful romprestului și tariful ecosudului. Dar UAT Paraba, plătindu-și propria cantitate, în momentul în care și-a scăzut-o, când împarte suma de plătit și lui romprestul ecosud, o împarte la aceeași populație. Corect? Da. Bun. Ei, dacă astăzi, teoretic, mă descurc cu 7, dar mi-am la cantitate care mi-e clar că e depășire de peste 50%, da. Dacă mă duc și eu ca în parametri, în indici, unde mai umblu, prin colectare selectivă și mai reduc... Presupune că nu mai depășesc cu 50%. Din 7 mă duc ușor înapoi. Da. Din 7 mă duc ușor înapoi. Ce va resimți prima dată fiecare UAT pe nou sistem de plată la cantitate?
va resimți influența propriei cantități asupra sumei de plată lunare. Până acum era matematică pură. Populația, taxa sau bani de ani. Toată lumea dădea sau nu dădea, gata, nu am dat nou. Acum, asta ține cantitatea lunară, asta e suma care o dai. Luna viitoare ai altă cantitate? Sigur ai altă cantitate, dar ai altă sumă. Ai dat o cantitate mai mică, de suma e mai mică. Și de acolo începe conștientizarea. Suma mai mică de la aceeași populație, păi dacă eu reduc criteriile în cantitatea pe tot parcursul anului, asta înseamnă că în momentul în care mă îndrept către cetățean, eu la mine acasă în Parava, în Consiliul Local cu cifre, calcule clare în față, din 682, 6. Pentru că până acum nu l-am încurajat. Știu. Sunt conștient tocmai de aceea, momentul de viitor pe termen mediu a celor două cuvere în care cetățeanul să știe foarte clar, reciclabil 0 lei, dă cât poți, dă cât ai, umple-o, fă-o vând. Compost să nu văd. Dar asta nu eu. În atribuții, în ordine. Viceprimar, poliție locală, dacă există, responsabil de mediu sau persoană din aparat desemnat. În mediul rural este muncă de câteva ore pe zi, o dată pe săptămână, se poate da prin dispoziție. Dar persoana respectivă trebuie să aibă suficientă autoritate, influență și edificare în fața oamenilor, făcută de primar, de viceprimar, de consilieri locali, ca un om care să aibă ascendent. Nu vine cu amenda. Vine să discute, vine să explice și încă o chestiune. Nimeni și nimic nu ne oprește să folosim ca vector de transmiterea acestui mesaj biserica. Asta am început să spun. Și biserica. Și școala. Absolut. Și în condițiile astea, dacă aș fi în administrație publică locală, poate m-aș gândi să scutesc instituția bisericii de la tax. O mână se spală pe alta. Absolut. Și am în două obrazuri. Vorbim pe înțelesul cetățeanului, ca și plătitor, să zicem, și poți să-mi cântăresc singur gunoi și să am un grafic al gunoiului. Domn director, noi avem experiența asta, că înainte de operatorul om presc, noi am operat om. Și era pe cantitate. Era pe cantitate. Și am un om. Cantitate pe om? Da, asta văd. Nu, pe om, nu, nu, pe oate. Pe oate. Nu, dar taxa era pe om. Păi da, deci am aplicat formula aia, da? În care un cetățean genera pe zi 0,3 kg. Da? Deci aia era formula, taxa era pe om, noi încasam de la om, plăteam factura lui Soma în funcție de bonul de cântar. La timpul ăla, chiar am mers după o zi de colectare în urma mașinii, băi, nu mai puniți aia. Ei, omul spunea ca noi, dar săptămână făcea tot pe el. Deci cantitățile erau tot cam astea. Știu, știu. Acolo v-am urmărit foarte atent. Și știu că pe subiectul ăsta am avut discuții înainte să intru în completul. Da, și tocmai de-aia mi-am primit la dumneavoastră și găsesc în primul rând dumneavoastră un partener de dialog. Și eu știu un lucru, cum e primarul, e și comuna. Așa că mă bucur că am venit și găsesc și în rândul domnilor consilier local aceeași deschidere. E drept, cantitățile au fost depășite în permanență. Nu operatorul este cel care cauzează acest lucru, ci noi înșine, cei de acasă. Oamenii trebuie să conștientizați. Cred că, cum spunea domnul consilier... Dar nu mi-am terminat ideea, dar aștept. Dar am prins-o. Am prins-o. Dacă eu OAT plătesc la cantitate și cantitatea mea mai mică și o plătesc mai puțin... Există un serviciu de salubrizare a comunii. Deci dumneavoastră ați venit și ne-ați prezentat de vreun de vedere adis, da? Da. Este acel contracadru, da? De acolo spun. Există punctul 7:1, dacă mi-amintesc eu bine, că în urma la mine, deși de multe ori l-aveam și nu mi-a fost de folos. Astăzi nu l-am și nici în telefon nu găsesc, nu mai stau să caut. Dar la capitolul, la articolul 7:1 spune așa, intră în serviciul de salubrizare a comunei. Asta ce înseamnă? Unitatea administrativă desemnează o persoană și vorbeam persoana respectivă. Împreună cu cetățeanul la fața locului, eu cetățean spun, doamne, ai vrut să fii cinstit și corect? Păi uite, atâta cantitate am. Ești de acord cu mine? Vezi că așa am și cântat la mine. Dă o semnătură că atâta am avut și nu mai mult. Asta trebuie.
reprezentantă de la comună. Bun, okay. Și aper total dumneavoastră centralizează dreptul asta mai departe. Eu privesc, eu privesc lucrurile foarte practic. Eu îl monitorizez pe Rompres pe GPS. Știu unde se duce, unde oprește, ce face. Am acces la baza de date a lui Ecosuda Cântarului. Ceea ce spuneți dumneavoastră, eu încerc să vizualizez în termeni extrem de practice. În sensul următor. N-am la ora asta cântare pe mașina lui Rompres. Nu am. Dar eu care dau bani, nu sunt interesat să am. Ok, ok, 100% de acord. UAT-ul, dacă ar găsi o posibilitate de individualizare, ar fi extraordinar. Dar, la ora asta, nu o văd practic. Nu o văd practic. Însă, lucrurile stau în felul următor. Dacă stasul e din 9 kg, oricâte persoane sunt în casă, împărțit la numărul de ridicări lunare, care variază între 4 și 5, dar împărțim la 4, ca să ne fie mai simplu, cât sunt în casă. 2. 20 de kg rotund, da? 4 ridicări, 5 kg pe săptămână. La 5 kg, așa o ridici. Aproximativ, nu trebuie așa. Cânta, nu, trebuie, doar nu stea la farmacie. Da, corect, doar mi-a sau ca la... În colaborarea cu Soma, mă dădeam la șoferi și la băieții care colectau, care lucrau pe mașină și îmi dă, ridicați capacul ăla pubelă și vedeți ce conține pubela. Ei, preiam telefoane după ce treceam așa, zilea, domnule, mie nu mi-am luat gunoiul, pentru că... Păi avea pentru aine. Avea pentru aine. Și zic, dar ce-ai pus în, pubelă? Vin să văd? Păi nu, dar știi că am pus niște betoane sau am pus, nu știu... Păi, uite, din cauza nu știu cum lua. Deci cu problema asta și cu băieții de la Romprest. Dar, n-au interes, domn primar. N-au niciun interes, că le-aș plăti la cantitate. Problema ar trebui rezolvată la celulă. A, deci, în momentul când a venit mașina lui Romprest, încărcată de la Palava, și-o găsit în mașină altceva decât acel deșeu rezidual, să nu plăiască. Primul lucru care se întâmplă la celulă, se întâmplă prin rău. Nu mai colectează? Nu, o să filtru ai... Primul lucru care se întâmplă la celulă este segmentul reciclabil. Problema e următoarea. Condițiile meteorologice sunt atare, da? În momentul în care duci lui Ecosud, tu rompești hârtia din Parava udă, Ecosud zice, îmi pare rău, n-am ce să fac cu ea. Nu o fac pe banda de sortare, n-am ce să fac la depozit. Riscul e următorul. OAT-ul trăiește cu impresia că o colecta selectiv. A dat hârtie, dar hârtia aia, ca și calitate, zero barat. Nu este, nici, nu intri nici măcar la sortare, ca să o ai repus de sortare la capăt. Nu, se duce pe groapă. Aia e problema. Eu aș merge în felul următor. La ceea ce am discutat, transmis foarte clar cetățenilor, ăsta este stasul, ăsta indicele. Dați mai mult, veți plăti mai mult. Exact ce s-ar neapărat. Domnul director, mai este o problemă care mă pot spune. La noi, în comună, sunt locuri unde mașina nu poate să intervină. Știu. Așa. O deschideam eu subiectul. Deci ce să pune noi pe aceia cetățeni să plătească dacă nu li se face serviciu? Vă spun imediat. Este o falsă impresie că de serviciul respectiv nu beneficiază. Problema următoare. Dacă accesul mașinii din cauza departamentului drumului este imposibil, eu nu am pretenția nimănui să dărâm gardurile oamenilor. Vorbim de uliță, vorbim de drumuri. Cu acces dificil. Bun. Care este motivul real și obiectiv pentru care mașina nu intră acolo? Să fie cumva partea de dezăpezire, partea de toaletare arbori, partea de ecartament. Dar fi de dezăpezire. Sunt la locul unde nu sunt accesibile. Bun. Bun. Concret, domnule. Ați vorbim la uite, aici sunt lucruri, aici sunt lucruri care se pot rezolva la nivel local. Slavă Domnului, Parava, pentru mine nu e un caz atât de dificil cum e, de exemplu, Ghimeșul, cum e Blăgeștiul, cum e Brusturoasa, acolo e dezastru. E zonă de munte. Aici e zonă de deal, iar partea de acces poate fi rezolvată la Cimori. Eu aș însoți cu acea persoană mașina de salubritate. Și mai am încă o chestiune. Am un contract. Și fiecare are contractul la nivel de UAT. Am o rubrică de reclamații. Așa cum domnul primar este obligat să răspundă în scris oricărei reclamații pe care o primește, ei, așa e și cu Rompres. E obligat să răspundă în scris reclamații.
În ceea ce privește deservirea persoanelor, prin contract lucrurile sunt foarte clar stabilite. Gospodăriile individuale aflate la drumul cu acces sunt deservite prin pubelă, în condițiile în care accesul nu există și cetățenii respectivi beneficiază de serviciu prin dotarea cu un container la zona de acces. Riscul la container, și eu îmi doresc ca fiecare să aibă pubelă, dar știu că practic, din păcate, nu se poate. Riscul la container e mare. De ce? Că e magnet de gunoi. Nu-i deservește doar... Deci, noi am calculat așa, un container la 8 familii. E, alea 8 familii, dacă ar fi avut 8 pubele, nu umpleau containerul. Cum se umple? De ce? Cine trece pe lângă? Pac, pac. Asta e. Noaptea ca... Poți. Ca inteligenți. Da. Bun. La dumneavoastră, ideea e următoarea. Eu stau la 6, în bloc. Cobor. Păi nu? Mi-aș dori ca fiecare gospodărie din județul Bacău să fie dotată cu Uber. Există și accepțiunea mașinilor mai mici. Mașină mai mică, randament mai puțin, costuri mari și... Da, taxe mai mari, din păcate. Și, din păcate, sunt multe lucruri care, în practic, se pot rezolva cu un preț, un bun înțelegere. Dar și, v-am zis, până nu ajung la momentul ăla T0, ce doamne ea că nu se zicea? Hai să vă spun un lucru. Ei așteaptă să semnăm acolo adițional 3. Care e în avantajul nostru? Urbanul rural la același tarif, 318. Ritmul de colectare comun populație cu agenții economici. Ne interesează pe noi, autoritățile administrației publice locale, să ținem lucrurile sub control. Și pe ei interesează, dar nu-i doare la fel de tare ca pe noi. Am deja în spate, astăzi suntem în 16. Pe 18 am avut AGA, pe 19 toată lumea le avea pe mail, pe 31 decembrie doar 6 aprobase. Nu-i problemă. O duc la 1 februarie. Dar mi se aplică de la 1 februarie. Ce înseamnă lucrul ăsta pentru mine când privesc OAT-ul? Pe luna ianuarie o vezi a colectat separat de la agenții economice, asta înseamnă că OAT-ul n-a încasat de la agenții. Banii cuis de OAT-ul. Cu cât mă duc mai încolo și mă blochez peste deal la gura văii, că nu mai am cale de comunicare. Pe orice parte aș o, pe politic, pe administrativ, mă blochez. Mă uit la Moinești, care și-a dorit lucrul ăsta și nu mi-a aprobă încă. Zic, ok, pot să înțeleg faptul că nu ești foarte deschis să aprobi subvenția ca să-ți închizi trecutul de 1 milion de euro. E greu, tare. Dar tu ți-ai făcut-o cu mâna ta. În 3 ani de zile s-a rostogolit. Însă, dacă nu faci lucrul ăsta, executarea a trecut deja de adis. Stuci pe OAT. Și sunt dreaptă cu prioritatea. Nu sunt drepte pe, nu știu, plopana. Sunt dreaptă ca la vânătoare. Cine a fost cel mai cu minte din curtea școlii și a făcut doamna la cea mai mare. Că vă dați seama, 1 milion de euro din 3 milioane de euro. Îl vezi din avion. Cine? Și mai e o problemă foarte delicată. Bacău, municipiul Bacău a dat 2.500.000 de euro la Romprest. Și aici noi n-am contract cu Romprest. Eu am plătit pentru voi, cei 65. Și Bacău a plătit dintr-un singur motiv. Ca să n-aibă datorii și să ducă la groapă. Da, dar ăla de la groapă vine și zice, păi eu n-am văzut niciun leu. Ba mai rău, ăsta care trebuia să-mi plătească mie, i-ați luat tot voi. Dar pe mine cine nu mai plătește? Deci lucrurile sunt așezate într-un fel în care eu cred cu tărie. Că dacă depășim momentele astea, în 2019 le așezăm. O să mai am o hotărâre de Consiliul Local pe care o să o transmit. Acest 30 de lei pe tonă, taxa la economia circulară, Ecosudul a băgat în tarif. Așa spune legea, am cerut. Nu va avea influență pe taxă. Profit de prezent aici și vă spun de acum. Sperăm să-l trimitem în seara asta. Acum când stăteam de vorbă cu dumneavoastră, am văzut mail-ul venind de la Ecosud. Ni le-au transmis de câteva zile, dar nu le-am verificat. Și am zis așa. Ce mi-ai spus în ofertă, Ecosud? Când sortezi deșeurile reciclabile, bravo. Ce faci cu restul de sortare în ofertă?
Mi-a zis așa, 78% îl duci la taxa și îl arzi și 28% îl pui pe groapă. O venit taxa de 30 de lei pe tonă, la ce? La 9% de 25% pe care ai voie să-l pui pe groapă. Teoretic ai voie să-l pui pe groapă, dar tu mi-ai spus că 78% din 25% îl duci la taxa. La doar la 28%. Deci ca să înțelegeți, nouă ne face și plăcere să-i puricăm la leuți. Dar avem nevoie de susținere în spate. În momentul în care suntem datori, ne pun în genunchi operatorii, credeți. Eu am un jurist și iau câteva case de avocatură. Și mai și spun zâmbind. Ne e mai ieftin să reziliem contractul și mai avantajos financiar decât să continuăm. Deci credeți că ne bucurăm să mergem, să mă ierte domnul primar Zăbrăuța, ne bucurăm să mergem pe la Huruiești cu Euro 6? Nu. Putem să luăm Euro 6 și să le ducem pe orice contract, inclusiv pe sectoarele din București. Și aia plătesc la timp. Bun. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă stau la dispoziție în continuare pentru, cu răspunsuri la, la întrebări. Are cineva întrebări pentru domnul director? Orice, oricând, credeți-mă, le duc. Adică îl mai ținem pe ordinea de zi, domnul director, sau îi dăm verde? Nu, dar să ajungem la urmă, cu vă duce pe care să dați. Nu, 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 vorbiți nu, 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 da, dar care nu aude, poate să-i spună. Nu ne-a spus ca cetățean al municipiului Bacău. A spus că locuiesc la etajul 6. Și ce faceți cu gunoiul? Îl duci. Ce fac cu gunoiul? Nu urcă mașina. Vă spun în primul rând. Municipiul Bacău și cele 22 de comune limitrofe sunt ultima provocare din punct de vedere a licitațiilor pe care o am de trecut. Monitorul oficial... Poza asta. Ieri... E decret pentru promulgarea legii privind aprobarea OUG 74/2018 pentru modificarea OUG. Și con... OUG? Da. A apărut ieri momentul oficial. Da, da, ieri a apărut. Da. 15. Da. Așa. Și de acolo vedem modificarea și completarea legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, ordonanța de urgență a Guvernului 196/2005 privind fondul de mediu. Deci nu poate rău. Toate legile astea, da? Uh-huh. Da. Îți de acord cu dumneavoastră, e ce încercăm noi să facem. Dar odată ce așez lucrurile, HCL-urile, contractele de delegare aspiraționale semnate, o să avem întâlniri, scuze, o să avem întâlniri pe fiecare zonă și o să lucrăm cu pixul în mână cu dumneavoastră la Cimor. Ce v-am spus aici, am primit de la colegii mei, fiecare poate în cantitatea, astea sunt riscurile, astea sunt costurile, atât va ajunge să poste, plecăm de aici, trebuie să ajungem aici, asta e partea de reciclabil care trebuie să o scoate, deci la fiecare foarte pragmatic. Știți foarte bine că noi de la DIS, de la bun început, ne-am bătut în cei din mediul rural. M-am bătut cu Mănești, cu Mănești, cu Dărmănești, o să mă mai bat și o să-mi fac și plăcere să-i bat. De ce? Pentru că eu știu un lucru. Ei au fost principalii beneficiari ai fondurilor. Câte un milion de euro la fiecare închiderea gropilor lor de gunoi, ne-au costat de loc. Dacă noi aveam alea 6 milioane de euro la dispoziție, luam 60 de mașini și le dădeam lor în prest așa și aveam alt tarif, nu aveam 300 de mașini. Aveam 100 și ceva. Înțelegeți? Dar când au avut nevoie de asociație și de cei din rural ca să ia banii să-și rezolvi probleme, era toate bune și frumoase. Când a venit momentul adevărului și a dreptății plată, a început să fie care. Exact. Plata la cantitate întotdeauna va avantaja urban, dar ruralul se va putea descurca mult mai repede decât urbanul cu control cantități. Se poate recicla mai ușor în... Se pot reduce. Da. La... Pot reduce. Da. Pot reduce. Da. Urbanul mai mult. Acolo o mare da. Unde, aici. Ai unde, pot găsi. Da. Da. Ce face cu oamenii care nu pot vota, care nu pot, care e avantajat acum? Nu este așa ceva. Vă spun în felul următor.
ieri, după discuția cu Moineștiu, m-am invitat la ședință la Adânșiuia în felul următor, pe 15 decembrie 2015, când mi-a făcut ambuscada cu populația, măritul taxei, că eu nu mai am nici căutat, pentru că eu n-am înfișat postul de spate și plașință de Consiliul Local, dar îmi face plăcere. Mă mai gândesc dacă mă duc sau nu. Asta pe de o parte. La Dărâmănești s-a aprobat actul adițional 3, și unde mai am? Onești o aprobat. Știți unde am emoții? Am emoții la gura voi. Da, am înțeles, gândim la fel. Așa, la gura voi am emoții, la Curuiești am emoții până văd hotărârile în mână. Dar cum ne știu? Nu știu parte contractul cu l-am crescut. Comăneștiul în primar va rămâne pe drumul lui în viață, din păcate, pentru comăneștieni. De pe 14 iunie 2018, tot gunoiul Comăneștiului a adunat grămadă la capul orașului. De ce? Pentru domnul primar de acolo a indus în eroare Consiliul Local, care a votat la două luni distanță, unul după altul, două contracte de delegare. Adică UAT-ul pe o parte, pe partea elaltă, același operator. Un contract era pe 30 de ani, un contract de 5 ani. Asta e un pic dincolo de lege. Știți? Eu sunt convins că unii dintre noi, când depășim viteza, am vrea să avem două permise. Corect? Da, nu se poate. Cam așa era problema și cu dânsul. Avea două permise și în funcție de cine îl controla, le scotea. Până l-a controlat Bucureștiul, a descoperit adevărul. O vârstă lânghită și n-am putut și de asta e că da. Bun. I-am oferit domnului primar o soluție. Și anume, n-ai putut să-ți păstrezi relația contractuală cu firma veche. Din 2010 toată lumea a renunțat la dreptul de a delega către firmă proprie sau către firmă externă, doar prin intermediul discuției. Fă-ți serviciu public local de salubrizare. Fă-ți salubritatea ta, vin-o la Ecosud la contract. Corbasca, și aici am niște emoții, dar o să sunt după. Știți de ce am emoții? Din experiență. Până nu văd, nu cred. Și din păcate pentru mine, întotdeauna n-am reușit să scot toate HL-urile într-o singură lună de zile. Pentru că aș avea nevoie de un lucru care s-a pierdut în interiorul adisului pentru că unii au avut acolo. Și anume încredere. Dacă am trimis de la adis ceva către UAT-uri, chiar dacă uneori e dureros, nu-i dureros când îi faci nouă plăcere. E dureros pentru că e necesar. Aș avea nevoie de restabilirea încrederii în interiorul adisului. Pentru că adisul, dacă se va distruge, nu se va distruge din cauza celor puțini care fac rău. Se va distruge din cauza celor mulți care tac, privesc și se uită de pe margini. Pentru că nu e ușor nici președintelui adis, nici mie, să înfruntăm un val de injurii, aberații, în condițiile în care singurul cu care l-am făcut a fost să respectăm legii, proiect și să oferim soluții pe tavul UAT-ului. Vreți să reduceți calitatea de cadavre? Din 2013 aveți unități de compostare individuală. Vreți să colectați selectiv? Aveți stații de sortare funcțională, operatori care colectează în separat reciclabilul și containere. Vreți containere în plus? Mai de simplu. Simplu. Vreți să reduceți cantitatea de reziduar? Are fiecare om pubelă sau în anumite cazuri container? Control pe el. Ce lipsește? Roțile se învârt. Sistemul funcționează. Ce să vă zic? Eu nu mă bucur mult că am venit la asta. Vedeți-vă. Știți de ce? Aici am spre cu energie. Apucați-vă de politică, domnul director, să-ți dă-ți bună. Domnul director, dați voie să vă spun ceva. Sigur. Tinerel, dar azi unii colecții am învățat. Ne-ați dat aici două ore, ne-ați dominat. Dar la plecare, nu uitați, atenție, nu uitați, băgați mâna în buzunare și vezi de punga mare. Domnul Ungureanu îi taxează cu vreo 6 milioane ședința asta. Haideți să vă spun. Politica m-a atras din studenții, dar am renunțat la activismul politic. Bine ați făcut. Pentru că eu cred următorul lucru.
Politică la modul românesc de adversitate se poate face doar în campanie electorală, când ne pierdem uneori și cumpătul și minții. Și aruncăm niște vorbe pe care nu le mai luăm înapoi. Exact. Asta odată. Indiferent cine ajunge pe scaunul acela sau pe scaunul dumneavoastră, aceleași măsuri va trebui să le ia. Iar salubritatea, serviciul public, nu are legătură. Veți vă spun, vă ascultam la început înainte de ședință și mă gândeam la următorul lucru. Cine și cine împiedică, ca români, ca băcăoani sau locuitori din Parava să ne înțelegem, vreo culoare, dar are culoare cu noi. Apa are culoare. Nu. Bună, credință. Da, dar mai păstrat, care mai au grabă. Vreți să vă spun ceva? Da. Eu o simt la dumneavoastră. Dar nu știu, eu sunt oriunde mieră, dar foarte puțin, undeva cred că 70% nu există, undeva în 30% da, aici poate dacă să faci tot credință. Știu, din păcate am văzut lucrul ăsta, dar doar de noi de bine. Nu de nimeni altcineva, că nu o să vină nimeni din nicăieri să ne împace, să ne învrăjbească, da, dar să ne împace acasă. Dar tot fraierii ca ei, deci... Noi vă mulțumim, domnul director, pentru prezență. Nu, eu sunt cel care vă mulțumește și o spun cu toată sinceritatea. Noi vă mulțumim de la început de an. Vă doresc un an mai bun decât cel care a trecut. Și singura rugăminte la dumneavoastră e următoarea. În scurt timp, poate azi mâine, vom transmite proiectul de hotărâre adițional 1 cu ecosudul cu 30 de lei inclus în tarif. Îi verificat și puricat, așa cum îi... Noi când semnăm pe alea, credeți-ne, ne punem și mâine și capul la tăiere. Nu am trimit ceva care să vă facă rău, pentru că noi să vă facă rău, nu să ne face rău nouă. Cum de la prima rău. Ok? Procesul verbal în tăiere, da? Aveți cuvântul noastră, da? Bună ziua! Deci proces verbal încheiat 09-01-2019 și înțează în data Consiliului Local Caraba. Consilier prezent 12-13. Domnul președinte de ședința de citire ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului de dezvoltare pe anul 2018 și utilizarea excedentului anului 2018 pentru finanțarea unor investiții, inițiator Costel Deiu, primarul Comunei Parava. Ordinea de zi a fost supusă la vot și a fost aprobată unanimitate, precum și capitolul diverse. A fost aprobat procesul verbal la ședința anterioare din data de 21-12-2018 cu unanimitate de vot. Domnul primar, am mulțumit consilierului pentru colaborare din anul 2018, le-a urat un an nou bun și a dat citire proiectului de hotărâre care a fost aprobat, adoptat cu unanimitate. Domnul primar a pus în discuție situația costului ridicării bunurilor menajeri și necesitatea adoptării unor hotărâri de consiliu local pentru intrarea în legalitate. Domnul Mureanu Eugen, reprezentantul televiziunii Exclusiv TV, a dorit să mulțumească pentru colaborare și și-a exprimat speranța ca pe viitor această colaborare să fie la fel de bună. Domnul președinte de ședință a mulțumit pentru prezență și a declarat ședința închisă. Aveți ceva? Supunem la vot. Și vă faceți de pentru? Cine este împotrivă? Este votat? Nici n-am fost, nici nu votez. Deci avem o abținere sau... Deci 12 voturi pentru și o abținere, da? Da. Deci pentru că nu s-a luat la ședința trecută, da, să-i vom la... Domnule consilier, pe ordinea zi avem 4 proiecte. Dăm citire domnului primar, primul proiect. Tu fost mult acolo, dar e rost să citim toți. Deja am discutat până acum, nu? Da, deja dau deoparte exprimare motive și trec direct pe proiectul de hotărâre. Da. Da? Proiectul de hotărâre pentru aprobarea actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Consiliul Local al Comunii Parava, întrunită ședință ordinară în luna ianuarie 2019, având în vedere prevederile directivei Consiliului European numărul 1991/31/CE privind depozitarea deșeurilor transpusă în legislația națională prin hotărârea Guvernului numărul 349 din 2005
privind depozitarea deșeurilor, prevederile titlului solicitantului acta prioritară 2, post mediu, domeniul major de investiție 1, dezvoltarea sistemului integrat de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor, prevederile legii serviciilor comunitare de utilități publice numărul 51/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, prevederile legii privind serviciul de salubrizare a localităților numărul 101/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău cu modificările și completările ulterioare, hotărârea Consiliului Local al Comunei Parava, care din 2009, când am aprobat prima dată documentul de poziție, privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, hotărârea Consiliului Local al Comunei Parava, o următoare hotărâre de Consiliu pe care am aprobat din nou documentul de poziție, adică un act adițional la documentul de poziție, hotărârea Consiliului Local al Comunei Parava, prin care am aprobat actul adițional numărul 2 la documentul de poziție, privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, prevederea contractului de finanțare numărul 131.826 de 11.04.2011, încheiat între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Bacău, precum și hotărârea Adunării Generale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău pentru Salubrizare, numărul 19.19.12.2018, privind aprobarea modelului actului adițional numărul 3 la documentul de poziție, privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Văzând expunerile motive numărul 100 din 10.01.2019 a primarului Comunei Parava, raportul compartimentului de specialitate numărul 99 din 10.01.2019, precum și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Parava, și în temeiul articolului 11, articolul 36, alineatul 2, litera D și E, alineatul 6, litera A, punctul 14, alineatul 7, litera C, articolul 45, alineatul 2, litera F, articolul 61, alineatul 2, articolul 62, alineatul 1, articolul 63, alineatul 1, litera D și 5. Din legea administrației publice locale numărul 215, republicată cu modificări și completări ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă actul adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, prevăzut în anexa 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se împuternicește domnul Liviu Costel, având calitate de reprezentant al Comunii Parava în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederea articolului 1 din prezenta hotărâre în adunarea generală a asociației. Articolul 3. Se împuternicește primarul Comunei Parava în calitate de reprezentant legal al Comunei Parava ca și în numele Comunei Parava să semneze actul adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Bacău. Articolul 4. Prezenta hotărârii se va comunica persoanei nominalizate la articolul 2 și 3, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, instituție prefectului județul Bacău, și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Dacă vreți să vă citesc anexa, l-ați apus, nu? L-ați și apus și la mapă? Eu sunt discuții la acest subiect. Cine vrea să ia cuvântul? Supune la vot, domnule consilier, cine este pentru? S-a obținut cineva? Votat? În unanimitate. Mulțumim. Doamne, domnul Hala, punctul numărul 2. Aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2357 din 06/05/2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului SC Compania Rompres Service SA. Consiliul Local al Comunii Parava a întrunit în ședință ordinară în luna ianuarie, având în vedere prevederile legii serviciilor comunitare de utilități publice numărul 51 din 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale legii privind serviciul de salubrizare a localităților numărul 101 din 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare,
ale ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, numărul 109 din 2007, privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activități specifice serviciului de salubrizare a localităților, ale ordonanței de urgență a Guvernului, numărul 78 din 2000, privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin legea 426 din 2001, cu modificări și completări ulterioare, ale ordonanței de urgență a Guvernului numărul 74 din 2018 pentru modificare și completarea legii 211 din 2011 privind regimul deșeurilor, a legii numărul 249 din 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 196 din 2005 privind fondul pentru mediu, luând în considerare statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău cu modificări și completări ulterioare, documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău cu modificări și completări ulterioare, contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău numărul 180 per 2357 din 06-05-2015 cu modificările și completările ulterioare, precum și hotărârea AGA ADIS numărul 20 din 19-12-2018 privind aprobarea modelului actului adițional numărul 3 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău. Ținând seama de adresele SC Compania Rompres MSSA numărul 7032 din 06-12-2018 și numărul 7039 din 18-12-2018, înregistrate la ADIS Bacău sub numărul de 3849 din 6-12-2018 și 4129 din 19-12-2018, adresa Agenției pentru Protecția Mediului Bacău numărul 15106 din 7-12-2018 și adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Bacău numărul 20246 din 6-12-2018, înregistrată la ADIS sub numărul de 3846 din 6-12-2018, văzând expunerea de motive numărul 102 din 10.01.2019 a primarului comunei Paraba, raportul compartimentului de specialitate numărul 101 din 10.01.2019, precum și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Paraba, întâlnirea articolul 36 alineatul 2 litera D, alineatul 6 litera A, punctul 14, ale articolului 45 alineatul 2 litera F și ale articolului 115 alineatul 1 litera B, alineatul 3 și alineatul 5-7 din legea administrației publice locale numărul 215 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă actul adițional numărul 3 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău numărul 180 per 2357 din 06-05-2015, prevăzut în anexa 1 ce face parte integrată din prezenta hotărârii. Articolul 2. Se împuternicește președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, domnul Sorin Brașoveanu, ca în numele și pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, în calitate de mandatar al Comunii Paraba, să semneze actul adițional numărul 3 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180 per 2357 din 06-05-2015. Articolul 3. Se aprobă tarifele modificate ale operatorului serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, SC Compania Rompres Service SA București, prevăzută în anexa 2, ce face parte integrată de prezenta hotărârii. Articolul 4. Se împuternicește domnul Deli Costel, având calitate de reprezentant al Comunii Paraba în adunarea generală Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 și 3 din prezenta hotărâre în adunare generală asociației. Articolul 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor nominalizate la articolul 2 și 4 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul județului Bacău și va fi adusă la conștiință publică. Trecem la discuții. Cine vrea să ia cuvântul? E o prostită la neamețeta. E cuvântul? O spara creierii la tot ce se cuvântiți, mă. Fii la cuvântul? O tocată, o oră. Da, doamna mai terge. Nu știu, domnul. Nu știu, nu știu. Am văzut la ședințele anterioare de anul trecut. Dacă nu sunt, haideți să ne înțelegem un pic. Dacă nu sunt discuții, supunem la urmă proiectul. Da, nu-i n-are rost. Cine este pentru?
Să abține cineva? Da, cine? Deci la nimic da? Da, și-o da. Despre asta am vorbit atunci, doar vorbim aici. Domnul primar, vă da, de proiectul numărul 3? Da, mă, e mult aici, dar aici, primar, că anul ăsta am discutat deja cu domnul director. Mai citim tot, dar... Nu, 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 deci, prin de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeului Solid din Județul Bacău și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019. Hotărăște, da? Se aprobă planul anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeului Solid din Județul Bacău, prevăzut în anexa care face parte integrată din prezenta hotărârii. Articolul 2, prezenta hotărârii se aplică început cu data de 01.01.2019. Articolul 3, la data intrării în vigoare a prezentei, își încetează aplicabilitatea planului de evoluție a taxelor și tarifelor ce a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 5 din 23.01.2018. Articolul 4. Se împuternicește domnul Dedi Costel, având calitate de reprezentant al Comunii Parava în adunarea generală Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezenta hotărâre în adunarea generală a Asociației. Articolul 5. Cu 1. Se aprobă taxa specială de salubrizare pentru anul 2019 în quantum de 6,82 lei per persoană per lună pentru utilizatorii casnici și în quantum de 14,99 lei per persoană per lună pentru utilizatorii non-casnici. Articolul 5 cu 2. Se aprobă subvenționarea taxei speciale de salubrizare aferentă anul 2019 pentru utilizatorii casnici, aprobată la alineatul 1 al prezentului articol din bugetul local al municipiului orașului Comâie, în quantum de. Articolul 6. Prezenta hotărâre se va comunica persoanei nominalizate la articolul 4, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul județul Bacău și va fi adus la cunoștință publică. La articolul 5 cu 2 n-am pus o valoare a taxei de subvenții. Și aș zice eu că nici nu ar fi util să o punem acum. Nu ar fi cazul. Părerea mea este să vedem gradul de încasare în prima parte a anului. Exact cum spunea și domnul director, SETO cumva cu această subvenție să venim mai în cursul anului dacă nu vom reuși să încasăm. Și în același timp să reducem cantitatea de deșeuri reziduale care vor pleca către... Să eliminăm aliniatul 2 încă și eventual în cursul anului... Aliniatul 2 spune de... Taxa, subvenție. Subvenție. Valoarea subvenției... Aveam la proiectul numărul 4. Nu, mai e altă. E altă. E altceva. E altceva. Am înțeles, da. Nu discutăm la 3 despre subvenția, le eliminăm. Le eliminăm momentan. Da. Deci, da. O eliminăm. Discutăm numai despre mărirea. Da, mărire, da. Vedem gradul de încasare, vedem gradul de acoperire a cheltuielilor și dacă ne trebuie că nu face față, atunci prima dată trebuie să avem și bugetul pentru a stabili asta. Deci, fără buget, nu... Acum aveți toate. Și eliminăm aliniatul 2 de la articolul 5. Dacă sunt discuții, domnul consilier, cine e acolo? Da. Domnul Bucă. Și eu. Domnul Cimotaru. Domnul Ieșco. Ieșco, cine ne durește? Asta cu eliminatul articolului 5 al 2 este hotărât, adică... Da, da. Suntem de acord. Suntem de acord, așa, ca să știți ce... Trebuie să luat cu? Da. Domnul Cerivașa. Eu mă refer la taxa de persoană fizică. Domnul Bucă, da. Aveți cuvântul. Deci, sunt luarea dispoziție de la domnul director setul de față. Nu și acum consider că este mult prea mare mâine de la 4,1, nu? Că era înainte la 6,82 actual. Nu văd justificarea. Dânsul vine, au venit, ne-a expus mai multe probleme. Din punctul meu de vedere, consider că e mult prea mult. Deci sărim deodată la, de la 4,1 la 6,82. Da, nu știu ce să vă răspund, asta e... Bun, în consecință, grupul PDL nu va vota. Ăsta e planul evoluției taxei.
nu e fundamentată de noi, nu vă pot da mai multe explicații. N-am înțeles. Ce fie mai deci, domnul Ciubotaru? Deci, undeva aici, la planul de evoluție, avem o notă care spune cam așa. Aceste taxe includ indexarea planului de evoluție care a fost elaborat în prețuri constatate în aprilie 2011. Ca și creșterile salariale mai mari decât estimările și prevederile OUG 74-2018. Acest plan de evoluție a taxelor poate fi indexat anual conform indiciului prețuri consum, ăla de la INS. Acest plan asigură sustenabilitatea sistemului în condițiile unei populații conform declarației OAT-urilor din anul 2018, adică fără a modifica datele. Cu alte cuvinte, pe lângă faptul că sunt foarte... Eu am înțeles, dar anul trecut toți gândii au venit cu prețul ăsta de 4,1 lei de persoană pe lună, da? Tot gândii au venit cu nota asta. Deci au calculat de așa prețul ăsta și acum mi se pare mult prea mult să stai de la 4,1 la 6,82 în decurs de una de zile. Eu la asta mă refer. Pentru că tot gândii au venit, nu? L-am votat. Ei spun, probabil că ăsta este prețul care acoperă costul real și care acoperă... Am înțeles! Că aia e din 2011, dar anul trecut de ce l-au venit să spună? Păi da, corect. Nu? Planul de evoluție era și anul trecut. Deci anul trecut am luat planul de evoluție a prețului. Păi da! Și de ce nu au spus anul trecut, doamne? Și s-o trezit. Deci planul de evoluție nu-i de acum, e de mult. Păi Toma, asta vă spun. Adică vă credeți că evoluția până la 2041, da? Da. Deci dacă anul ăsta este 6,82, la anul va fi 7,54, în 2021 7,74, în 2022 7,95, în 2023 8,16 și în 41 va ajunge la 11,67. Deci ăsta e planul de evoluție. E prea brusc creșterea. Gradual, da, e bine, dar nu așa aproape dublu. Gradual, din aprilie indexul de inflație sau anumite costuri, bă, nu știu, creșterea prețului la carburant sau salarii, dar nu, dar nu. Deci trebuie acoperit. Dar sunt probleme, domnul Bucma, aveți ceva de spus? Nu. Nu? Bun. Aceeași problemă vă susțin și eu. După mine zic că e prea mare taxa pe persoană fizică. Mai ales trecând de la 4 și la 6 și 82, e cam o... nu știu, deci eu sunt împotriva acestei taxe. Sau eventual, dacă se va pune totuși o taxă, un pic mai mică, mai comodă, dar așa e cam mult. Repetăm la asta cam așa. 60 lei mai spune 80.6 6 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
Asta este. Da. Haideți să vedem ce vreți să facem. Pentru că o să discutăm la următorul proiect de hotărâre. Dacă acum o să plătim taxa asta, vă dați seama că cei care n-au plătit, care nu și-au plătit, nu avem nicio evoluție a celor, o situație clară a celor care nu și-au plătit taxa de salubrizare. Noi nu știm, domnul primar, cine și-au plătit, cine nu și-au plătit taxa de salubrizare. N-avem la nicio. Noi, adică referitor la... Adică pe oarte parava. Păi a cerut un raport și am dat ordin să se facă raportul. Am cerut-o, a făcut o solicitare. Și am făcut așa. Păi am primit, dar ce am primit? Niște sume. Am cerut să ne se aducă acolo. Știți, dole, Comuna Parava plătește gunoiul pentru... Bine, am aflat azi la domn director 1.700 persoane. Asta am cerut. Haideți să-mi termine ideea și până vă rezonează, da? Deci, noi, dacă... La 5 lei pe persoană nu s-a reușit să încaseze, dar la 6,8, care iar e mărită taxa, vă dați seama că atunci nu se mai încasează mai nimic. Și atunci ce trebuie să facem? Trebuie să vedem și cei care nu-și plătesc totuși taxa de salubrizare. Domnul Chirivașa spunea că el nu trebuie să plătească. Domnul Chirivașa, mă iertați,
Dumneavoastră aveți 100-200 de metri până la acolo și dumneavoastră sunteți cetățeanul comunii Parava. Când vă duceți la serviciu, vă luați pungulița și vă puneți în condenă acolo. Iertați-mă că spuneți că nu vreți să plătiți, că nu beneficiați de... Poate domnul Tomozei, dânsul, stă pe... tot așa, are 200 de metri până la... Problema, păi nu punem problema că trebuie noi, în primul rând, domnul Oblar. Noi consilierii trebuie să... să ne achităm, să plătim astfel de taxe. Și mi se pare normal. Păi dacă noi nu plătim asta, atunci nu normal pot să crească taxele. Și atunci cei care plătesc în fiecare an taxele, ce vină au ei? Și cei care nu-și plătesc deloc taxa pe gunoi, ce facem atunci, domnul primar? Nu mi se pare normal că toată lumea să-și plătească taxa de salubrizare. Indiferent. Nu știu dacă avem cazuri prea multe noi. Ce casă? Spuneți-mi, domnul Cevotaru, ce casă n-ajunge mașina la dumneavoastră pe stradă? Hai, explicați-mi. Vă spun, până în capul satului nu ajunge, domnul. Haideți, păi nu ajunge. Nu ajunge. Păi nu ajunge. Nu poate intra nici mașina. Hai să vorbim dacă sunt cel puțin 250-300 de metri până la ultima casă. Deci de unde nu poate merge mașina? Fiind deal, fiind terenul inaccesibil. Dar unul când pleacă la vale, nu-și ia punguța așa. Ăla așa în deal, acolo și așa nu mai coboară în comune deloc, în pădure. Știți ce face, domnilor, mai mult ăla? Ce face? Mai bine o aruncă pe apa sâmbete să fugă bunul așa. Păi da, să vină în deal, 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 care și le aruncă în pădure sau pe câmbră, că nu se ia niște măsuri drastice pentru ei, uite așa va face și nu se vor lua la nivel de comună așa. Că dacă umblați tot părâul, tot părâul e plin de... Păi n-așunge mașina că nu poate, dar nu sunt mai mult de 100 de metri. 200 de metri. Dar în 200 de metri poți să-ți duci, domnule, sacoșica cu gunoi la... V-am spus, mai mult preferă să-l arunci pe câmbră. Și atunci, deci... Ei, în felul ăsta, trebuie constrâns. Nu, iar Badea Iliei, care și el stă în această comună, dar vezi, doamne, are 100 de metri până la... nu poate să-și ducă gunoiul. E normal că mașina nu poate să intre, dar cel de la bloc care stă la etajul 10 nu coboară cu plasa cu gunoi și o duce la povelă față de cel care stă la parter? Și ăla care stă la parter se duce. De asta așa pus întrebarea, domnule director, că a spus că locuiesc la etajul 6, da? Coborâți până la casa scării, de fața blocului și până la... locul ne-a plăsat pumbela, câți metri mai parcurge? Păi sigur că da. Și cred că nu toate blocurile au pumbela de gunoi chiar lângă blocul lui. Unii rășumeam așa. Așa, nu sunt fericit. Și atunci trebuie să facem, eu zic că trebuie să facem ceva, domnul primar, adică să... Nu știu, și noi, și chiar noi consilierii, trebuie să mergem din poartă în poartă, nu chiar numai noi să punem, uite, domnule, pe domnul primar sau pe domnul vice, bate la ușa omului, să-i conștientizăm și să le spunem, domnilor, trebuie să selectăm gunoaile, să nu mai aruncăm și petroaie și crenci, că iar am văzut. Poate și acum zilele trecute am văzut flori și crenci la gunoi. De unii flori, ori din grădină, ce mai rămas de acolo și le-au pus la gunoi. Cum să pui așa ceva? Nu? Omul trebuie să știe ce anume trebuie să arunce la gunoi și de-aia au venit și prețurile astea mari la, pe comuna noastră. Problema e, stați așa, dacă la următorul punct o să vedeți că avem de plătit vreo 40 ceva de mii de lei, păi dacă se mărește taxa pe gunoi pe anul ăsta, vă dați, la anul trebuie să plătim o sumă dublă, 80. Și atunci haideți să vedem ce trebuie să facem ca să reușim să încasăm. Să reușim să încasăm cât se poate, doar nu o să reușesc 100%, cum spunea domnul primar. Dar nu unul să-ți râdă în nas și să spună că eu nu plătesc niciodată taxa de gunoi pentru că nu vreau sau că nu beneficiez și altul de ce să fie din nou. Păi atunci ce o să întâmple? Cetățenii nu o să mai plătească cauza asta. Domnul Vișcu, pot să vă spun că toți cetățenii, adică toate gospodăriile sunt și puse la această taxă. Că unii sunt cumpărați și plătesc tot și plătesc acum. Și alții nu vor să plătească deloc. Comparare de...
Da, da, da. Ați explicat cum ar fi cazul domnului Sărebașa, că nu îl deservește mașina la poartă sau nu știu, și sunt chiar cazuri care sunt mult mai grele sau cu distanțe mult mai mari. Oamenii rămân în debit. Păi rămân în debit, da. Și atunci... Problema noastră este să încasăm ca să putem să ne ajutăm faturile lunar. Și atunci noi de ce să plătim din bugetul primăriei, domnul primar? Dar la punctul ăla, aici era probabil... Tocmai de asta a fost inițiativa mea de a radia acel punct 2 de la articolul 5 din hotărârea anterioară, să vedem gradul de încasare și de acoperire, pentru că noi încasăm 6,82 lei de bani, da? În fiecare lună. E posibil ca cetățeanul să nu genereze cu noi de 6,82 lei de bani. Dacă mergem și conștientizăm, spune, băi... Dacă ne implicăm. Dacă ne implicăm, vedea cantitatea de cu noi. Dar atunci, nu să mai ținem cont de planul de evoluție. Dar vedeți că gunoaiele care s-au dat anul trecut, credeți că prețul care l-ați stabilit de 6,80 e la prețul de anul trecut, la cantitatea de gunoi care s-a produs anul trecut? Estimativ, da. Gândiți-vă că anul ăsta prea puțin nu o să scadă. Cine știe, ori o să crească, ori o să scadă. Și cam tot. Aici trebuie lucrat, vă spun, trebuie lucrat la primul rând la cetățean. La ce trebuie lucrat? La cetățean, aici trebuie lucrat. Tot ne-am bătut cu pe întâi care știm să trebuie... La cetățean vă spun să știm să mai mult sau mai puțin, toată să facem câte efort. Să dau un exemplu. Spre exemplu, strada Vâncașul, în Rădoaia, unde stă chiar în zona pădurii. Acolo niciodată nu intră nicio mașină pentru colecta gunoi, iar pădurea e plină de pietre. Acolo, dacă merge cineva să vadă, e dezastru. Acolo ar trebui făcut niște controle să vadă cine duce, cine nu duce. Și aia, într-adevăr, ar trebui un pic amendat, domnule primar. Pentru că ați fost cu pădurii și încă sunteți și... Acolo avem un cetățean pe curs care este și... de infecție acolo. Pe cine mai votează? Beneficiar de VMG. Și tot timpul i-am spus, vezi, zâni și nouă cine aduce. Nu ne spune. Nu mă pui rău. Oamenii și lui nu-i convine. Deci lui personal nu-i convine. Nu fi clar. Că nu pot să fiu și să spun că uite, eu adus ăla sau ăla pentru că sunt vecinii mei și eu rămân cu ei. Eu ți-am spus, ție, tu iei măsuri sau nu cu el, iar eu am rămas dușman. Și nu o să fie așa oameni care să... Am văzut cum trebuie containerul. Dacă l-o fura containerul, ești normal. L-o fura, auzi. Bun, e domnul consilier. Mai aveți ceva de spus? Mai avem o funcție. Domnul Chiribas, întâi. Dacă era la cum. Acum... Mai să vă rupiți. Da, să mai... Mai are o problemă? O singură problemă. Noi tot plătim aici apa în fiul. Că e prea multă taxa, că nu e prea multă taxa. Problema este că trebuie să conștientizăm să nu mai aruncăm gunoaie, să le strângem în mod corect și să nu aruncăm chiar toate. Trebuie dus să-și o lămurele. Bun, dar la punctul ăsta discutăm de taxa. Taxa. 4 sau 6, la ăla nu o să mai discutăm. Asta vreau. Într-adevăr, este mare taxa, dar e la realitate. Eu nu locuiesc în comună, deși am... Nu, dar sunt aici, adică am loc, am domiciliu teoretic în comună. Așa. Dar întrebarea mea este așa. Dacă dumneavoastră nu veți aproba astăzi, și era bine dacă îl întrebați pe domnul director chestia asta, era ca măsură de acoperire, trebuia să întrebați, părerea mea. Dacă dumneavoastră nu veți aproba astăzi, e dreptul dumneavoastră să nu aprobați această listă de prețuri, ce se va întâmpla? Mori! Ți-am zis! Dar și nu mă spus, domnul Mori, cum părere. Nu era la da, se omori. Dar zici, nu ne poate obliga nimeni să aprobă. Nu, dar întotdeauna există ceva pe cale de consecință, da? Deci se întâmplă ce? Ne asumăm. Nu o să mai colecteze cu noi. Sunteți siguri că nu se aprobă? Nu, să vedeai că se pune la poți. Gândesc așa, juridic vorbind, dacă dumneavoastră nu veți fi de acord cu aprobarea asta, atunci se realizează contractul, se realizează contractul. Nu mai dați banul, dar nici nu mai ia gunoiul. Da, da, și se umple comuna din gunoi, și stăm în gunoi. Așa vă rog. Dar ce mai bun, că stăm în gunoi. Gata. Domnul director a dat un exemplu, unul ATV 59, Gura Voiei. La Gura Voiei nu se operează ceva timp. Sunt
Întâmplarea face că ați cunoscut foarte mulți oameni, gura. Domnul Plai, nu. Și mai văd și pe rețeaua din socializare că tot îi pun întrebări. Cum ar domnul Plai la gunoi o când? Eu sunt bun platnic și ți-am plătit, dar mie nu mi-e gunoi de nu știu cât timp. E plin de râpa la fostul CAP la Dumbrava, e plin nu știu pe unde. Și am văzut comentariile lor. S-au blocat tot la fel, că ei nu vor să aprobe prețurile, s-au blocat. Rumpește unul mai nu mai operează. Și e bine așa. Nu prea e bine, domnule. E bine. Dar de ce e bine? De ce? Dar până acum ce să ducea mai din localități, de când e lumea asta și... Faptul că noi am făcut operațional acest serviciu... Mihalcea care coloană verde brază. Domnule, ești în Uniunea Europeană, ai votat lucrul ăsta, ai intrat, ești cetățean, am văzut. Azi, vă răspund, mă secundă. Cine mor? Fauna marină. Dar vine mediu, băi, de asta... Da, de cum? Cum, domnul Vidiu? E tribunal, dacă te poluăm, domnule? Faptul că la noi serviciu este operațional din 2009, cetățenii comunii s-au învățat cu acest serviciu. Și spune, domnule, ce nu vine mașina la Oradei? Că mă și ia la telefon. De ce nu vine mașina? Nu știu, că nu au fost cazuri de drumuri de zepezi. Sau de ce n-avem drumuri de zepezi. S-au învățat, s-au obișnuit și marea majoritate l-au înțeles și își vor plăti. În comparație cu comune de peste, unde la ei foarte greu s-au făcut operațional acest serviciu, chiar și acum mai sunt probleme de la unele comune, pentru că ei n-au stat în calea gărzii de mediu, ajungeau mai greu la ei controlele. Întâmplarea a făcut să mai vizitez și eu câte o comună de prin părțile alea și că am lăsat de dorit în comparație cu noi. Nu spun că la noi farmacii, dar oricum, în comparație cu alte comune... Suntem în urmă, așa e. Nu, suntem în urmă. Mult! A spus-o bine. Suntem mult înainte. Mult în urmă. E părerea noastră? Nu, vă place. Vă știți la cuvânt și vă da cuvântul, da? Vă rog frumos, haideți. Dacă nu mai eu vreau să vă spun atâta, chestia asta cu gunoiul, din ce văd eu, vă repet, eu nu am niciun interes, că aprobați, nu aprobați, nu-i problema mea. Dar chestia asta cu gunoiul e ca și cum eu văd, eu stau la oraș, da? Și vine aia de la gaze și îmi spune, auzi, doamnă, știi, trebuie să plătești, ăsta e prețul la gaze. Și eu spun, dar nu combini. Nu sunt de acord. Bun, nu-ți mai dăm gaze. La revedere, sănătate și virtuți. La fel și la lumină. Când au monopol, ceea ce se întâmplă aici, îți convine bine, suntem nu? Suntem în grijă de la... situații. Da, exact. Și aici, acea situație. Dacă mai exista o altă societate care să opereze, să spui, spune că nu mă duc la ăla, că ăla e mai ieftin. Știți? Așa. Da, așa. Dar de moment ce numai ăștia aici și ăștia impun prețul, domnul președinte, poți să mai... Da, da. Deci, cât e? Când am spus să închidem serviciu, am spus așa. Am făcut un calcul așa, sumar. Da. Da. La 3 persoane, un medic, cam câte pe comună, până la prețul vechi de anul trecut, plăteam 147 de lei, 3 persoane, plăteam 147 de lei pe an. Cu prețul ăsta, când disăpare așa că 2 lei am avut pe aici, că e doar 1 lei, 2 lei. Nu s-a bună, eu nu s-a vreau să vă spun, cu prețul, dacă îl votăm acum, va veni 245 de lei pentru venituri care le-au mediul ăla. Noi n-am spus că sunt, dar nici nu putem să înghițim pe oricine vine să-i bage un alt orice preț. Poți și noi să ridicăm mâna ca pinguini. Eu nu spun că ridicați mâna ca pinguini, dar care e alternativa? Întrebarea. Nu știu, poate să mai gândesc și poate. Știu. Să mai dea cu vreo două ședințe până când... Vorba domnului, nici comisii să reziliez. Deci, mai e o problemă, noi încă așa nu avem... Hai să vorbim. Noi n-am spus să reziliem. Am spus că suntem de acord cu prea mari creșteri, deodată. Și o să vină altă să ce vedem. Mai avem domnul Celibașa. Aveți cuvântul dumneavoastră. Mai veni rând, da? Mulțumesc frumos, domnule președinte. Stimați colegi, acum ce aș fi vrut eu să spun, a punctat până la un moment domnul Pișcu. Acum nu mai știam dacă trebuie să spun ce aveam de gând să spun sau să iau ca pe drept la replică. Am să fac așa o medie între amândouă și am să vorbesc despre amândouă. Prima dată să nu iau problema mea ca drept la replică să personalizez așa, iau cu ce a vorbit domnul Pișcu. Dar eu ziceam împreună cu domnul Sertu și domnul Sertu a venit cu un set și de rezolvări a problemei care s-a evit.
foarte bună pledoaria, să zic așa, în termen juridic al dumnealui. Și a spus așa, am notat aici, educare, avertizare și sancționare, domnule primar. Slavă celui de sus că a fost filmate 10 ședințe ordinare de anul trecut, mai puțin ultimele două, pentru că ele sunt, da, domnule Ungureanu? Da, sigur. Sunt acolo. Și mi-e jenă, de jena celor care au făcut să arunce asupra mea o imagine de rău platnic. De 18 ani, lăsați-mă, cât ați vorbit, ok, lăsați și după aia mai puteți să completa. Pentru că, așa cum le-ați spus dumneavoastră, dând numele meu ca exemplu, rezultă că eu am venit aici în Consiliu ca să mă reprezint pe mine. Ori eu în ședințele din februarie, din martie, când am mai discutat despre serviciul de salubrizare a comunei, am venit, chiar domnul Setu, cred că mi-a trimis contractul cadru. Și de acolo am amintit astăzi și am spus, domnilor, dumneavoastră veniți, legea este izvorul de drept, da? 201-2006. De acolo a făcut contractul cadru care nu intră în contradicție cu legea, că n-are cum. Din cadrul contractului cadru, avem și noi la punctul 7.1, am spus serviciul de salubrizare a comunii. Și la ședințele acelea am spus că eu mă gândeam în primul rând la bătrânele din Mărar, din zona aceea care când ai să intri în Mărar, zici, ai impresia că ești într-o groapă. De acolo nu se vede mașina de gunoi a satului, eu știu că vine în sat. Și mulțumesc tuturor celor care de-a rândul mandatelor au făcut să ajungă și în sat. Și am spus în ședințele de atunci, eu abia aștept să ajungă și în Mărar mașina, că de acolo, de la poarta mea, nu trebuie să-mi ia din poartă, mă duc până unde doar și mașina. Dacă mașina de la Dedeman, care mi-a dus mie material de construcție, încă o dată cât mașina de la Rompres a încăput și a avut și un întoarce, poate să întoarcă și mașina de la Rompres. Dar am zis, măcar acolo. Și dacă mătușa sau tante Valeria nu poate să jucă cu noi, mă duc eu și-i duc, cum îi dau și zăpadă, mă duc și-i duc și cu noi. Și-l duc și la alții, dar măcar știu că e acolo, în groapa aceea. Asta ce înseamnă? Că suntem măcar și noi înseamnă de unitate administrativă teritoriale. Da, s-au făcut schimbări de la ședințele de ianuarie, februarie, martie 2018, de aproape un an de zile. A spus atunci motivat că nu era toaletat copaci. Păi i-ați toaletat spre toamnă, foarte bine. Ați mai adus balaj, domnul vice, foarte bine. Păi aștept când vine primăvara să vină și mașina. Și atunci voi fi primul care voi plăti, domnule primar. Nu m-am erijat și nu m-am dat la o parte de la plata datoriilor mele. Să dea domnul să fiu eu dintre noi, că am zis că trebuie să fiu un exemplu în comunitate. Să fiu eu cel mai vizat de rău platnic, cu datoriile cele mai mari la bugetul local. Dar n-am făcut nicio referire la rău platnic. Ați întrebat pe domnul Setu cu bătaie și m-am simțit, coborâs din blocul niște gunoi. Bineînțeles la cel mai apropiat punct de colectare a gunoiului. Ca și la mine, dacă aduceți acolo, ori fi 100 de metri, dar nu 500 cu mare fratele dumnealui, da? De la mine la poartă, când pui GPS, spune, prima face să la de la 300 de metri. Deci la mine 300 de metri, la el sunt 5, de la fratele dumnealui. Adică jumătate de kilometru. Păi eu nu plătesc să mai șicar jumătate de kilometru, că v-am spus, trebuie să iau și la bătrâne, să le duc eu. Mă simt acolo mai tânăr. Și nu căr la toți că și mai dau și bani. Am spus, în lege spune că vine la limita proprietății. Doamne, nu am pretenția asta, dar măcar că decât scoboare și acolo, are unde, nu-i bun drum, fără să fie bun. Că de asta v-a ales. Ce spuneți în articolul din 2016? Vedeți poza dumneavoastră și articolul dumneavoastră din 2016, să vă arăt și camera. Spune domnul primar, titlu, doar atât citesc. Până în 2020, toată comuna Parava va fi asfaltată, alimentată cu apă și canalizată. Păi suntem în 2019, la anul 2020. Acum asfaltarea ați început-o, foarte bine. Ce ați făcut până la Teiuș, jos pălăria? Domnule primar, nu ați așa? Nu, nu. Haideți să vă spun, de articolul de deșteptare. Am spus că în 2020 va fi penalizată asfaltarea drumurilor comunale. Dacă citiți mai departe, vedeți că am făcut și o paranteză acolo. Da? Dispuzând drumul județean care e bună aparție. Și asta e un avantaj pentru comună. Și s-a redat, da? Dacă nu s-au găsit încă o sursă de finanțare pentru canalizare, se va găsi anul ăsta. Deci va fi, adică nu s-a găsit, este depusă pe PNDL 3, pe PNDL. E posibil să apară finanțare pe PNDL 3 anul ăsta pentru canalizarea Rădoaia. Deci ea e depusă ca și proiect. Am discutat la ședință, am spus că suntem de acord. Să știți canalizarea cu noi. Nu suntem, dar am vorbit subiectul. Cu asfaltul. Era vorba de proiect, voi discutăm. Domnule primar, din retrospectiv, treburile au început să miște bine. Ar fi păcat
să întâmpinăm sincopii de asta, de înțelegeri între noi, astfel încât să ne blocăm singuri, să ne dăm singuri la picioare, cum se spune, popor, la joale, cum spune colegul, suntem în popor și putem veni și cu expresiile astea colocviale, dar ar fi păcat. De anul trecut, de când am început noi dezbaterile astea, așa mai puțin contradictorii sau mai mult, treburile s-au mișcat bine. Probabil că a fost și până atunci, dar nu eram eu pe aici. Ideea este că ar fi păcat și să înțeleagă cineva acum că eu nu vreau să plătesc, că nu vreau eu, că e ambiția mea. Nu. Vreau să văd un pas făcând mai aproape. A spus dumneavoastră că puteți modifica inclusiv itinerariile de mașinilor, să mai facă o prelungire acolo unde se poate. Pe ulița aceea, pe la domnul Caș, nu se poate niciodată, sau o se poate vreodată, deocamdată poate nu. Dar la noi acolo s-ar putea. Și tot cătunul ăla acolo ar veni mai aproape. Și atunci, spune oameni buni, s-a putut veni și la noi. Ne vede Dumnezeu și Domnul primar și pe noi. Haideți să venim și eu și noi cu noi. Niciodată n-am spus că nu vreau să plătesc, că nu vreau eu. Domnul Tilivaș, dar la magazin cetățeanul de pe ulița aia se duce să-și ia o pâine? Atât vreau să vă spun. Să duce să-și ia o pâine sau o sticlă de ulei? Asta e altceva. Nu, nu, vă întreb așa. Nu, vreau să vă spuneți. Dacă cetățeanul de pe ulița unde locuiți dumneavoastră, sau de pe ulița Lucașes, care sunt... Domnule Pișcu! Să duce la magazin, care e la vreo, chiar la un kilometru. Să duce să-și cumpără o pâine, un ulei, vine până la primărie să plătească o taxă, merge la dispensar, îl ia cineva cu mașina de acolo, din poartă, și-l duce până la magazin să-și ia o pâine. Dar dacă vrea să ia mașina, poate să ducă de acasă, cu punguța de gunoi. Cu mașina nu poți să plec. Până la intersecția să punem pubelul gunoiul? Să punem gunoiul în vorba. Nu te cu mașina, că nu pot să dau acolo unde locuiesc. Vă întreb și răspundeți. De cetățeanul de pe ulița dumneavoastră, de pe ulița Lucaș, de pe ulița lui domnul Ciubotar, ultima casă, vine la magazin să-și cumpere o pâine, un ulei, un zahăr, ceva, vine, da? Ei, deci de acasă nu poate să-și ia și o plasă. Că a spus, a spus clar în lege, nu ducem, domnule, gunoaie, zeci de kilograme de gunoaie. Nu cărăm pietre. Foarte bine a spus. E o anumită cantitate care este dată pe cap de locuitor. Gunoi rezidual. Un gunoi rezidual. Și o categorie de păi gunoi. Și atunci nu poate să-și ducă gunoiul până la pubel? Că e normal. Să ajungă mașina. Domnul Vici, despre fauna marină, că să ajung cu noi acolo. Când am venit aici acum 19 ani aproape, cineva m-a văzut că strâng frunzele de nuc, am făcut o terasă și le-am pus acolo. Și dar cine le dai foc? Pentru că despare ursul polar, am răspuns. Prin efectul de seră și de la fumul meu, am zis. Corect. Și dumneavoastră îmi spuneți mie sau mă prezentați de ca și cum aș fi... Nu vă prezint, eu v-am întrebat. Vă duceți la magazin și vă cumpărați. Da, iau ceva, iau ceva. Dar de ce iau ceva? Dar în plasa aia dată. Dacă pe lună trebuie să duci 3 kg de gunoi sau 8 kg de gunoi. Da, la ședință și de ziua de mine era problema. Dar nu te duci, garanția din dumneavoastră. Cum eu am un noroc să au și beneficiezi de serviciul ăsta, dar dacă noi nu se poate la toată lumea să-i duci mașina chiar în poate. Se poate. Asta mă doare că știu că se poate. Dacă se poate, trebuie făcut. Abia aștept să ajung. Sigur că și atunci voi fi... nu mai sunt cont. Haideți ca să stâng eu acest discuție. Mai există altă soluție. Vorbim cu domnul viceprimar odată din săptămână. Păi dar n-ai spus nimic, domnul Tiribas. Discuția asta ai avut-o anul trecut. Și s-au găsit soluția, dar n-ai adus-o în discuție. Mai spune-mi, care a fost soluția? Un cetățean de la ajutorul social vorbim. Păi s-a discutat, dar nu spune treaba asta. Ca să încheiem această discuție, deci în primăvară, lucrurile vor fi toate accesibile, o să iau reprezentantul Romprest și o să mai facem din nou o excursie prin turul civil comun. Nu neapărat controle, nu la controle mai departe, controle putem face un lucru. La destin de mai mult că traseele de mașini. Refacere de fine a traseelor, da? Da, acolo unde se poate. Da, numărare și de pe timpul ăsta. Pe timpul ăsta se poate. Ori la timpul ăsta mașina nu poate coborâm numărare. Vă rog eu frumos. Am încercat să coborâm Teiujul la Parava. Deci pe timp uscat din Teiujul mașina coboară la Parava ca să poată fi operațional pentru toți cetățenii de pe ulița spre Teiuș. Ori acum nu poate coborâm. Înțeles. Da? Tot așa o să începem la vară, să coborâm și Marar, să încercăm să urcăm cât mai mult spre ultima casă de acolo. Am încercat și urcăm în Straoani până la Iroftii.
Nu o să putem urca niciodată pe uliță la Domnul Domozei din cauza... Nu, acolo nici nu am prezis. Podului. Dar este ulița care pleacă de la Boboc, care merge paralel cu... E, operează, operează. Aia e de un kilometru și ceva, doi kilometri. Operează, trece mașina pe acolo. Trece. Trece. Nu trece acum, părinții de acolo, dar în rest trece mașina. Vorbim o leacă la rând, nu fie unul peste altul. Dar două, trei luni, eu n-am să plătesc doar 7 luni, plătesc un an de zile, că nu vine două luni, asta e, strâng noi și sau nu, cum am spus cu Sacoșa. Dar n-a fost toată vara niciodată. Când mă văd că ajunge mașina odată, pe timp cât se poate, atunci plătesc și pe perioada când nu se poate. Să fie clar, deci n-am spus când mă dau la o parte, Doamne ferește. Ce am spus eu vreodată, că nu m-am bat sau vreodată. Dacă nu mai sunt discuții la acest subiect... Nu, vreau să vă spun. Da, doamnă, Bobor. Haideți că discuția la punctul ăsta... Discuția la punctul ăsta era despre... Taxă. Taxă, da? Ați văzut că domnul Sertu mereu spunea taxă, tarif. Am încercat să evidențez ce înseamnă taxă și ce înseamnă tarif. Deci, anul trecut s-au dat la Lopres 344... 344,86 toni, da? 31,35 de toni pe lună. După cum vedeți dumneavoastră, nu vi se pare că este prea mult? Foarte mult. Foarte mult. Foarte mult de a verifica, de a cântări. Știm noi de că nu are nimeni interesul să nu e un mult, că nu este. Dacă noi am plecat în sat. Dacă... De la cântar, de la cântarul electronic. Dar dumneavoastră a văzut din câte ori vine mașina asta, se duce și iar vine și iar mai ia încă o dată. De două ori pe zi sau altă dată, deci la a doua zi. Eu din câte știu, face traseul Rădoaia, vine pe la noi, toți... Da, noi vine încă o dată. Nu e adevărat. De două ori cel puțin sau de trei ori? Cantitatea asta este reală. Deci aruncăm foarte mult. N-am văzut acum la nimeni dumneavoastră ceva, să căutăm ceva concret. Hai, cum scădem noi cantitatea? Cărămida, pământul ăsta trebuie... Noi ne-am spus să discutăm și de asta e. Prin sondaj te duci de câteva ori la cetățeni, când vine mașina, doamne, hai să răsturnăm pubiera, să vedem ce e în ea. Da, nu vreau să vă vorbesc, nu v-am întâlnit. Și atunci? Nu v-am întâlnit. Ați luat-o în politică și nu v-am întâlnit nimeni. De asta mă întâlnit că vreau să spun și eu ceva concret. Da? Eu am mai dat o soluție. O dată. Și de mai multe ori. Deci trebuie să mergem împreună cu viceprimarul, împreună și cu consilierul, în data în care se face. Și cu prima oară, nu e niciun vreme. În data când se face colectarea, înaintea colectării mașinii, răsturnat jos prin sondaj, o parte așa, să vedem ce exact se aruncă acolo. Și omul o să vadă și o să simte, băi, asta nu trebuie să arunci. Asta nu mai arunca. Concomitent. Concomitent cu problema asta. Mers cu mașina din dotare. Hai să adunăm și reciclabele. Și chiar depozitate undeva, că sunt foarte mulți care bat la ușa primăriei. N-aveți reciclabile, vă dau 20 de bani pe kilogram. Nu? Ei, poate și de acolo mai putem ca la anul să reducem de la 6,82 la o valoare mai mică. Sau să nu mai crească la 8,7, la cât e preconizată pe anul următor. Deci, haideți să căutăm soluții, să nu ne batem aici în politică. Care vrea și care nu vrea, care plătește și care nu plătește. Noi singuri generăm gunoi, noi singuri ne facem ca prețurile astea să fie mai mari. Singuri, cu mânuța noastră, când ducem acolo în cubelă. Cum ai dus, cum ai să plătești mai mult. Nu? Nu cred că asta ar trebui, nu cred că asta ar trebui să înțeleagă toată lumea. Fiindcă dacă vă uitați dimineața când ai devenit mașina, exact cum zicea domnul Sergiu, ne întrecem să dăm cât mai mult gunoi. Ne întrecem, poate ar fi o concurență la aruncatul gunoiului. Asta se răsplânde asupra noastră prin plata acestui tarif. Și aș mai vrea să mai spun ceva, dar tot așa cum... Haideți să încercăm să reducem cantitatea de gunoi și în partea a doua anului să vedem cum putem reduce sau dacă m-ați înțeles ce vreau să spun. Să vedem cum primăria poate să ajute cetățenii. Mă înțelegeți? Prețul, da. Cu diferența asta. Și poate rezolvăm ca prețul la gunoi să fie la fel cu cel de anul trecut. Din tonaj. Trebuie să
Exact. De ce spuneți, domnul Voc, că căderea reciclabilului din deșeurile menajer, în ziua de colectare, veniți spre servici și dacă am văzut undeva, nu știu, o carcasă de televizor sau undeva am văzut hârtie prea multă sau cartoane, imediat trimite cineva, du-te și alt televizorul ăla acolo. Deci noi avem, la DE-uri stăm foarte bine, stăm destul de bine cu reciclabile. Nu neapărat de eu, de reciclabile și cartoane. Și cartoane. Și creenții astea care pot... La fiecare autorizație de funcționare, la fiecare agent economic, îi spun dacă nu poți sau nu vrei sau nu știi să reciclezi ambalajele, strânge-le grămadă și vin eu și să le iau și la dura primărie. Da, domnul primar, și vedeți, un prețul ce făcea? Dacă eu am vrut să semnez un contract de reciclabile cu mine. Adică vreau să spun, da. Îți iau reciclabile, dar îmi plătești cantitatea de reciclabile pe care ți le iau. Erau vreo 2000 de lei, sau nu știu câte, era o valoare foarte mare. Mare, da. Și noi avem foarte mare. Deci am renunțat să-mi ia el reciclabile și mă joc toți, sau poate alții le dădeau bine, cum spunea la așa, și am legat singur. Și câștigi și 20 de bani pe kilogram. Deci, trebuie să poate și noi așa ție bate din comună. Ducem acolo, într-o zonă, așa, cartoanele și să încasăm niște valori pentru ele. Nu să ne le ia gratis și să mai plătim și pentru ele. Este singurul operator valid de județul Bacău, în afară de Soma, care încă mai operează municipiul Bacău și cele două pe comune din programul ISPA. Deci putem face contract cu alții, nu neapărat cu reciclabile. Vin reciclabile și ți le ia de la poartă. Câte firme nu sunt care? Am făcut lucrul ăsta, dar nu mai fac acolo din post. Deci nu mă plăgeam de ridicarea pietrului și a hârtiei. Chiar dacă avut discuția cu domnul Setu, îi spuneam că știi, eu trebuie să trag tare ca să scot procentele pentru AFM, nu vreau să intru cu penalități, da, știu că faci asta, dar vezi că o faci pe... Nu știu, eu cred că sunt societăți care pot veni și să vă plătească pentru cantitatea de ciclabil, care ar prevuce din cantitatea de gunoi aruncat și de până la urmă, că din tariful ăsta. Dar actuală stăm cu hârtia subsol și așteptăm să vină ziua de... Da, dar hârtie al luăm prest. Ăia vă ia și bani pentru... Și ei câștigă la rândul lor din reciclare. Ai prețul mic, dar eu am dus hârtie pentru grădiniță la... 20 de bani pe kilogram. Să adună. Nici 20 de bani. Nu, este carton. Cartonul este 0,2. Cartonul, hârtia, așa este 0,30. Dar de unde luăm cartoane atunci? Sunt. Trebuie să adună. La fiecare să... Pe și să adună. Sunt toate, domnule, uitați-vă în pubere, haideți să ne uităm în pubere, haideți să mergem o săptămână ori de când vine gunoiul vineri acum. Haideți să mergem toți consilieri ieșim. Și restul organizați când suntem și care nu pot și au servicii. Haideți să ieșim să vedeți ce se găsesc într-o pubelă și atunci ne dăm seama dacă merităm prețul ăsta sau dacă așa ne-i soartă. Dacă ne-i soartă, cine ne mai încarcă cu urmă. De ce? Nu te cer cu nimeni. Prețul ăsta e poate unul să fie. Prețul ăsta e pentru toată asociația, nu pentru tot județul. Da, hai să vedem ce facem noi la comuna noastră, da, nu interesează. Dacă noi dăm cantitate mai mică, șaia, putem cere să reducă. Fie când ne zis plătim, dacă nu la cantitate. Dar acum era la persoană. Nu trebuie să mai reduce, trebuie să mai reduce. Deci, discuția din ultima aga, fost așa, deci pe adis de acum, din momentul de față, după semnarea actelor ăsta adiționale, nu prea mai interesează taxa noastră de salubrizare. Problema lor este că faci taxă 1 leu, că faci taxă 10 lei, să-ți acoperi cantitatea de gunoi de pus la... Și care o duci? Păi, vedeți, nu trebuie să mori prezidurile, bișoare în toată. Scădem cantitatea. Evaluarea... Evoluția taxelor astea, ele au fost aprobate din momentul în care am aprobat noi creierul nostru în ADIS. Asta e evoluția prețului până în 2041. Da. Haideți să vedem ce facem cu scăderea cantității de aia și tot nu plătiți taxa. Că la anul sigur o să vin cu o proiect de hotărâri pentru taxa de la an. Da, bineînțeles. Da. Și în 2020 la fel, și în 2021 la fel, și până în 41 de care am să va aproba această taxă din evoluția prețurilor. Inspirați, respirați și hai să-i dăm...
Ceva de discuție mai sunt în subiectul ăsta? Atunci spune la vot. Cine este pentru? Șapte nu suntem. Haideți, numărați, domnul președinte, ca să numărăm. Da. Cine este pe aia? Acolo partea aia? Domnul Vicipe. Da, și domnul. Șapte voturi pentru? Care sunt? Care șapte pe care numărăm o dată? Dar ridicam mâna sus? Așa, sigur. Dar cum mă înțeleg, dar uitați-vă bine. Ca la Barlameș. Dacă sunt pe PSD, asta nu înseamnă că trebuie să faci șapte. Proiectul a picat, ok? Da. Nu trebuie apus într-o lumină politică. Gândiți-vă că așa cum spunea dânsul, ci pierderi sunt la nivelul adiscul care nu se întoarcă la noi la tot lucrurile. Tot la noi să le stăm, noi să le buget. Că nu pierde cineva, toți noi pierdem. Ăsta a intrat într-un colaps din punctul meu. Da, așa e. Da, mai reduce taxa, nu? Păi o reducea, mai subvenționarea de la același. Da, era cu... Era proiectul numărul 4, dăm și trebuie doamna prima. Da? Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare. Consiliul Local al Comunei Parava a întâlnit în ședință ordinară, având în vedere prevederile legii serviciilor comunitare de utilități publice numărul 51 din 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, prevederea articolului 9, alineatul 2, articolul 25 din legea privind serviciul de salubrizare a localităților numărul 101 din 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare adresa Agenției Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice numărul 614566 din 12-12-2018, adresa instituției prefectului județul Bacău numărul 26-1965 din 14-12-2018, hotărârea AGA ADIS Bacău numărul 21 din 19-12-2018, privind aprobarea de falcări pe OAT-uri al sumelor necesare plății facturilor operatorilor de salubrizare SCE Compania Rompres Service SA și SCE Ecosud SA București și adresa Consiliului Concurenței numărul 17001 din 20-12-2018, văzând expunerea de motive a primarului Comunei Parava numărul 106 din 10-01-2019, raportul compartimentului de specialitate numărul 105 din 10-01-2019 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Parava, întemeiul articolul 36 alineatul 2 litera B și D, alineatul 4 litera C, alineatul 6 litera A, punctul 14 și al articolului 45 alineatul 2 litera A și articolul 115 alineatul 1 litera B din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă acordarea unei subvenții din bugetul local al Comunei Parava în cuantum de 42.257 lei pentru finanțarea serviciului public de salubrizare. Articolul 2. Prezenta hotărârii se va comunica cu apartamentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Parava, județul Bacău, și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Da, dacă la hotărârea anterioară am spus să scoatem articolul 5 al alineatul 2 pentru anul în care suntem în anul în curs, ăștia 42.257 e diferența de anul trecut, pe care trebuie să-i dăm la adis. Ai cineva cu un tom? Domnul Bucă? Ai cineva? E, aici vreau să discut. Mai am discutat la punctul ăla de la taxă, în fine. Deci aici am cerut, am făcut o solicitare în care am cerut câte persoane, am aflat de la domnul director, suntem 1.711 persoane la... Câte au plătit, vreau să știu, din alea 1.711. Da. Ce răspuns v-a dat compartimentul? Mi-a dat pe cifri. Anul trecut, înregistrare fișa matriculă în anul 2018, suma de 83.839 de lei. Încasări de la contribuabil au fost în valoare de 74.160. Iar plățile către prestatori de servicii au fost în sumă de 112, probabil l-am plătit și pentru anii anteriori. Am avut ceva plăți de făcut către soma din anii anteriori, da. Deci am adus facturile la sunat, și am vorbit cu doamna secretară. Deci eu vreau să știu ca număr, noi vreau. Păi ca număr putem afla, da? Valoarea? Bun, acum, încă o chestie.
la prețul pe locuitor și vedem câți sunt plătiți. Exact. Suma asta pe care o parte la 1.700 de lei. Doar de la 4 lei și cu două fost. Da, bun. Valoarea toată care e încasată. Dar nu au 1.711 avem? Declarați. Declarați, da. Păi nu, și atunci am înțeles, am declarat. Dar asta ne avantajează atunci. Ne avantaja atunci, dar acum până la diferă, până la 2000 și ceva. Hai că nu au fi 2400 după datele astea statistice, dar vreo 2000 și 800. 2600. Suntem. Păi dacă ar plăti și ăia, n-am mai trebuit să dăm 420 de mii acum, nu? Păi mai degrabă plătesc ăia, poate. Exact. Ăia care nu sunt, nu se regăsesc într-o 1700. Da? Care sunt declarate. Adică e vorba de cetățenii noștri care lucrează în străinătate și care plătesc cu o persoană da, pe gospodărie. Sau sunt acei care sunt plecați și n-au făcut dovada că sunt plecați, pentru că nici nu știi copiii mei sunt acolo. Da, dar dacă nu faci dovada că locuiești acolo și că generează cu noi și plătești acolo, ca și cazul elevilor, ca și cazul studenților, și totuși plătesc. Da? Deci eu la mine acasă plătesc pentru copii, chiar dacă sunt la școală la Bacu. Bun, acum poate n-am venit să dau. Au fost, au stat la gazdă sau au stat la cămin și eu am plătit pentru ei. Care nu trebuia să vin într-o 1700. Exact. Da? Eu puteam să vin cu o cerere către mine să spun, știi, uite, copilul meu acolo, uite, am adevărat să locuiește în căminul liceului sportiv Nadia Comunist sau, mă rog, la gazdă, nu știu care, și era scutit. Ei, ori eu nu mi-a scutit și am plătit. Nu putem ști care sunt într-o 1700 și care nu sunt într-o 1700. Declarați. Nu, care n-au plătit. Pentru nici atâți n-au plătit, așa iese. O sumă împărțit la adică. Ce-ai făcut? Suma asta. Cum să împărțit la 50? Da, e așa iese. Suma asta, 89.421 împărțit la 50, da, pe an, iese 1.700 de persoane. Că n-au plătit. Nu, 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 plătit. Care n-au plătit, deci 3.000. Da. De 3.000 și cât de fapt sunteți 2.000 de trei. Ce înseamnă că 50%? O grămadă. Și de unde banii este 42.000? De unde? Bugetul nu-l avem. Fondul meu. Nu mă avea. Sau pe fondul meu de... Nici noi avem banii și trebuie. Și când se recuperează. Se încasează. Nu. 2 ani probabil. 2018-2017. Din anii anteriori. Da, avea din anii anteriori. Diferența e de... 74.000. Păi da, așa este, băi, uitați, sub greșită. Ce este o părțit la 50? Așa este, băi, așa este. Ai fost greșit. Asta e de dat, nu, aici. Rămas de încasat din anii anterior, Ovidului. Rămas de încasat. Da, au plătit în... Păi de zile. Păi de suma ce e, o împărți la 50, nu? Pe an, de persoană și o ți dă? Ce sumă s-a plătit? Care nu a plătit cu noi. Nici anul trecut, da, dar nu e pentru un an, de aia, zău 1.700 pentru un an, dar e mai mulți ani. Deci, 1.700. Nu știu dacă era 2.3. Nu, fără 2.50. Păi și dacă... Deci, dacă la prețul de 4.1, avem problemele astea, dar la 6.8 vă dați seama că va fi mai de rău. Atunci, ce am vrea noi, domn primar? Nu acum, cerința, să n-ai cum. Dar au cerință următoare. Vrem să știm și noi o listă cu persoane care n-au plătit cu noi. Chiar afișat. Afișat? Afișat, mai bine. Pusă și pe site-ul primării. Să se încerce. Și carnetele. Vedeți noi cine nu plătește, nu? Și carnetele de membre. Pentru că știți ce se întâmplă cu subvenția asta? E cu dus în toți. Noi subvenționăm diferența asta. Pentru, de fapt, poate cum e din bugetul primării, în loc să facem alte investiții, alte lucruri, trebuie să acoperim diferența pentru aia care n-au plătit. Și atunci ori să vină ei alți care plătesc sau au plătit, spun, doamne, dar noi de ce să plătim? Atunci hai să subvenționăm pe toți, nu? Și eu sunt plătitor. Atunci hai să vedem ce facem ca să... Păi o soluție, bună și soluția lui domn Boboc, foarte bună, deci să ne, dar să am mai făcut, domn primar, persoană desemnată, domnul vice, trebuie să meargă, să vadă, nu? Să controleze, să scadă. Că sunteți mai mulți angajați, salarii sunt mari acum. Salarii sunt pe măsură, da. Reciclați, să nu vă așa, reciclați, să nu vă probleme pentru oameni. O soluție, să crească gradul de colectare. Trimite acolo, dar vede că nu au plătit, nu-ți dă. Asta e părerea lor. Și
Dacă nu sunt acasă, cu cine vorbești? Credeți-mă, eu mi-am pus paie în cap și mi-am aprins paie în cap. Să nu emite la diferența apea dacă nu și-o puteți salubrizare. Nu se poate. Nu se poate. Bun, și atunci care este omul? Mi-am pus paie în cap. Doamna secretar. Sunt de acord, știu ce spun. Nu poți să-i spui doar, nu-ți dau, că, dar nu mai spuiți în fața camerei, că nu. Nu, eu mi-am pus paie în cap, de ce știu, mi-am pus paie în cap? Problema, bun, și atunci, nu se poate lua, dacă nu vă plătiți, și nu se poate lua nicio măsură cu persoanele astea care nu plătesc? Îi dai idee. Nu te ce mai știu. Îi dai idee, adică, îi dai așa, și dacă ai ce să iei de la ei, pui proprii pe pensii, ceva, ceva. Păi, să găsăm eu ce măsuri. Păi, acolo unde au fost posibilitatea asta s-au făcut. Deci am făcut câteva acțiuni din genul ăsta. Dar te duci în localitatea de la doi, unde oamenii nu au servici, nu lucrează, lucrează în străinătate. E oficial nimic. Trează cu ziua, domnule. Și e un milion. Și atunci adice avem noi așa din... Dacă nu au nimic, nu sunt acolo de ce se generează noi. Oficial mai zici primul PSD la NAF, vei. Și le impozitează și că vei dacă ar treabă. Hai să vă ajungi cu subie. Sunt 4 membri în casă, între care 2 sunt la școală. Eu mi-am aprins paie în casă când am spus nu e liberă la 24, dacă nu vă plătiți taxele la zi, clar. De ce? Este dreptul meu ca și creditor să mă asigur că dumneavoastră vă plătiți taxele la mine. Pentru că veneau mulți și cereau anexa 24, se duceau la notar, așa, și rămâneau în plop. Noi, pentru că ei, sau să nu se mergeau la notar, ziceau, aveam nevoie la ERE, pe exemplu, știți? Și... Unde? La ERE, la Lumina. Da. Mă rog, așa. Ca să fac contract pe numele lui, da. Să fac contract pe numele lui. Și le-au adică că rămâneam cu plată, bunicul, străbunicul, cu... Arestanțe. Arestanțe. Și noi, primăria niciodată nu mai referam banii aia. Înțelegeți? Și a zis, nu, domnule, nu se pare fără. E un cazul ăsta, mai vina cea mai gravă care o văd, este a domnului primar. Dar nici a domnului primar, că nici ce pentru că e primar, nu s-au alege. Există o păstare, s-a luat un investitor în comun, crea niște locuri de muncă și oamenii s-a spus sigur că vine să muncească. Să stea la porți străzi. Hai să vorbim subiectul, pentru că vorbim subiectul. Când o să vorbim subiectul ăsta. Care este rata de vârstă în comună? Cât tineret aveți astfel încât să angajați oameni? Doamna secretară, sunt plecați. Dacă reduce eu lui colegul nostru Daniel. Când au venit cei să recruteze personalul, ce show ați făcut aici, domnul Daniel? Domnul primar a chemat. Cu să ia personalul. Sun la, la momentul respectiv, vă răspund. 6 persoane care fac cursurile de specializare cu viitor angajare la Aerostar. Domnul, știți. Dar ei vor să le iei, să le mestece, nu să le iei, gata, nu se case. Mă înțelegeți? Doar te-am lăsat. Da, 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 da. Bine, da, bine. Hai să comentăm la subiectul ăsta, la proiectul numărul 4. Mai altcineva a zis ceva? Nu mai ce. Nu știu ce că tot s-a întreb, da? Dar m-a venit cu ce să la vot proiectul numărul 4. Cine este pentru? Ce să facem? Să spatem bani pentru... Sau membri diferitor partide care favorizează. Ce ne este împotrivă? Toți. Toți. Ce să nu ține. Nu, nu, ce ne este pentru nici pentru. Nu pentru. A fost pentru. Trei a fost pentru. Cine dar notați, nominal dacă e nevoie. Da, preza nominal. Cine este pentru? Aprobarea pentru 4. Deci 1, 2, 3, 4. 4 voturi pentru. 5. 5 voturi pentru. Cine se abține? El e locotenent. Nici o abținere. Cine este împotrivă? Împotrivă. Împotrivă, deci restul... E nu, tot 6 cu... 6 cu 7. Păi, dar el nu adică mai... Nici pentru, nici pentru. S-a ținut. S-a ținut. Cine s-a ținut? Domnul Paraiti, s-a ținut. Avem o abținere. La ei s-a luat ceva în comun. Da. E inclusitor așa. Vine de la și pentru? Și 6 împotrivă. 6 împotrivă. Proiectul n-a trecut. Da. Bun, haideți să vă spun eu ceva. Deci la diverse?
Păi care sunt mai mulți împotrivă? 6. Da, mai dat și eu. Păi 6 împotriva. Au spus doar asta, că mai mult trebuie. Proiectul nu a trecut. Ok, ce nu a trecut. Ce a făcut? A fost domnul Șoamenti împotrivă. Deci avem o abținere 5 pentru, o abținere 6 împotrivă. Proiectul da, domnule, de 6 sunt șapte. Împotrivă 7. Da, domnule, 7. Aia toată până la domnul Șoamenti. Da, 7. Și eu, da. Mă ha să mă treceți câmpă abținere dacă am văzut împotrivă. Șapte. Domnule, împotrivă ești. La diverse, dar sunt probleme, domnule consilier? Eu am. Cine să-ți fie la cuvânt? Da. Eu. Domnul primar, luați cuvânt. Următorii, domnule consilier, care are probleme? La diverse? Să-ți menționați-mă acolo. Domnul Blaga? Ai dorit cineva? Poate trebuie să răspund. Aici ar trebui să mulțumim pe ei care nu și-au plătit gunoiul, că l-am aprobat subvenția, să plătim gunoiul. Avea cineva cuvântul? Domnul Crivaș a votat împotriv. Trebuia să fie de acord. De ce să fiu de acord? Păi noi am plătit acum subvenția aia pentru cei care nu și-au plătit gunoiul. Eu am argumentat, deci, și-am spus. Și dacă avea cineva să mai ia cuvântul? Să protesteze? Acum protestează la mine. Trebuia să fii de acord că plătești și partea ta gunoiul. Domnule, plătești partea. Dacă vreți să răspundeți ceva. Da, vreau să vă spun că astăzi, în paralel cu noi, la sediu Galo Tamaș, a fost o ședință referitor la alimentarea cu gaz metan. M-am motivat, nu m-am dus, deși după ședință aștept ca consultantul care e acolo și cu proiectanța care e acolo, a rămas cumva să mă sune, să vină în coas sau nu știu, să mă întâlnesc cu ei să văd ce s-a discutat acolo. Deci lucrurile sunt destul de serioase, dacă vrem sau nu vrem alimentare cu gaz. Avem posibilitatea, cum am mai spus și ședințele anterioare, ori să o luăm pe cont propriu, să depunem singuri documentații pentru obținerea finanțării, ori să rămânem în asociație. Astăzi, în asociație se discută clar cine o ia individual, cine rămâne în asociație și vrea să depună sau cine nu vrea să depună. Deci există posibilitatea să rămânem în asociație în continuare. Suntem obligați cumva să rămânem prin acea hotărâre judecătorească de constituire a asociației, cu posibilitatea de a nu depune. Deci asta aș vrea să știu punctul de vedere a fiecărui dintre noi, să știu ce discuții port după amiază cu conducerea galului de acolo, cu proiectanții, cu consultanții, prin proiectanții încă nu sunt definitiv că ei vor fi, doar au fost invitați cumva să-și dea cu părerea, să vadă cam cum stau lucrurile, ce avem de făcut, ce costă documentația depusă pentru finanțare. Deci vreau să știu dacă astăzi spun da, plec vreți individual. Vreți să începem diligențele pentru proiectul de gaz. Da, de alimentare cu gaz metan. Deci dacă o luăm individual să mă ocup doar de comuna noastră pentru obținerea documentației de autorizație de construire și tot ce trebuie, ori rămânem în cadrul asociației și depunem la grup, ori rămânem în asociație și nu depunem deloc. Avantajul depunerii individuale ar fi pentru că m-aș ocupa eu direct și personal doar de comuna noastră pentru în ce privește obținerea vizelor, obținerea autorizațiilor și tot ce trebuie de la Transgaz. Nu știu exact ce documente ne-ar trebui, dar m-aș ocupa direct și personal. Și avem și gazul aproape de noi. Ar fi, asta ar fi un avantaj pentru că magistrala de gaz ne traversează comuna și este aproape în comparație cu comune de peste Seret, unde nu știu cum ar trece prin natura SIT 2000, lacul de acumulare galben. Nu știu cum vor trece pe subțăret cu conducta, ori la noi ar fi mult mai ușor. Dacă rămânem în asociație și depunem cu asociația, ar fi avantajul că operatorii de rețele de gaz, cum ar fi la noi în zona Moldovii, Delgaz, care sunt furnizori de gaz metan, ar veni mai ușor pentru a opera, pentru că eu sunt sigur că pentru prima fază cu alimentarea, să spunem că am ajuns la alimentarea cu gaz la comune, o să fie numărul de racordați destul de mic. În cazul ăsta, un operator de sistem de furnizare gaz metan nu se va îngrămădi să vină să furnizeze el gaz pentru 10 abonați în comuna Parava. Ori în cadrul asociației, fiind 10 la Parava, 10 Răcăciuni, 10 Tama, 10 în comunii care suntem în asociație, ar crește numărul lor și atunci operatorul ar veni să opereze.
Dezavantajul e pentru că se lucrează în comun, fiecare primar lucrează cum lucrează, mai se mișcă mai repede sau mai încet. A zis dezavantajul pentru celelalte comuni, indiferent primarul cât de rapid ar fi, am zis trecerea Sărietului și Situ 2000 din lacul Galben, care îi obstrucționează cumva, sau le lungește perioada de obținere a vizelor. Dezavantajul dumneavoastră dacă nu vă iese. Domnul primar, vreau o întrebare? Da. Nu, da. Pot sau nu pot? Da, puteți. Așa, o întrebare ar fi așa. Care e avantajul în ceea ce privește sursa de finanțare, obținerea sursei de finanțare, dacă suntem pe asociație sau dacă suntem individual? Sursa de finanțare aceeași. Sursa de finanțare e aceeași. De a avea acces la sursă. Așteptăm actul normativ care va reglementa lucrul ăsta, ar trebui să apară undeva după 20 ianuarie, din informațiile puncte, mele... S-a dat să obții puncte dacă ești în asociație, nu, mai multe. A, da, aveți dreptate. La asta mă refer. Înțelegeți? Dacă ești într-o asociație, să obții mai multe puntaj. Înțelegeți? Așa. Și atunci ești obligat să fii în asociație. Dacă ești pe cont propriu, nu e nicio problemă, dar să nu pierdem pe partea aia. Da, dar bănesc aici altă. Finanțarea e prin... De la guvern, e clar, nu sunt tipul europene. Nu știu dacă au acele... Nu, fonduri europene la gaz, nu, clar. Nu. Le opereze sistemul. Nu vine nimeni. Deci singurul lor avantaj e pentru că rezervele statului au mers pe la Transgaz Media și au reușit să le furnizeze gaz lor și lui grup ceva. Dar conducta de gaz este trasă până în fața primăriei, după care e goală. Ei acum ar trebui să-i facă o reabilitare a conductei, pentru că e pusă, știu eu, undeva prin 96-97. Știu că în acea situație se află și comuna Filipești. Știu din mandatele trecute că primarii toți s-au chinuit să obțină această operare a conductelor. Știu că mai e în această situație și Clejda sau Faraoane. Dar nu, Faraoane cred că mai degrabă. Au conductele și nu sunt nu sunt funcționale. Noi un studiu, să întrebăm pe asta. Nu, domn primar. Deci noi acum, că e prin asociație, că e individual, da, trebuie să începem. Trebuie să dea răspunsul. Eu am înțeles. Trebuie studiu de viabilitate, proiect, corect? Da, trebuie să știi. Și cheltuieli la buget. Aveți idei mari, nu? Cam cât ar presupune? Aveți un studiu făcut, sau nu ar fi oportun un studiu, să vedem cât s-ar racorda la... Dar pe bunii făcut. Să vedem dacă... La gază, nu la gază. Și nu. Știi cât costă? Putem la vreo 4.000 de lei, știi, așa? Și nu. Mă tem că mai mult. Mai mult. Și mai mult. Ideea vreau să spun și atunci te gândești... O să racordezi lumea la gază, tu, eu, să dea 10 milioane pe o căruță din lemn. Dar dacă astea încălță și dacă astea cât timp costă? Nu costă foarte mult. 4 milioane mă costă pe lume. Unde? La bloc? Da, la bloc. Dar la... ca să vă spună că n-ai pe puțin 8. Lasă-mă, da. Deci nu o să-ți convine clar, deci dacă ai pădurii, clar nu o să-ți convine să te încălzești la gază. Da, așa e clar. La care ai casă mare, ai 20 de metri cu dileme. Exact. Și crede-mă că știu că am prieteni, colegi, la să ascultă, pe care au și pe gaz, au și pe lemn, să știu. Domnule, cât să scad nevastă în paravan? Să știu. Nu, eu. Dar eu am spus. Eu pun problema bătrânilor. Sunt bătrâni pensionari care le convine să aibă gaz decât să aibă... Și nu-i normal să facem un studiu. Adică, din populația, din cât avem mai puțin gazul, din cât ar vrea. Nu, cât timp poți pădrea avem? Nu știu. 2000. Adică ați dori un studiu comandat de cineva sau o firmă de... Fac o... A, de bună! Ia calculează tu numai de 500 de euro. Adică nu că la buzina aia, că nu știți voi să știți. Și cât e lui acolo? Adică să știți dolea. Avem... 6 lei, nu știu cât. Sunt 300 de locuiți care au. Să-mi iei, sau nu? Eu n-aș garanta și n-aș gera pe acest studiu, indiferent de cine va fi făcut, că va fi făcut de mine individual sau de noi toți de ei spună, uite, eu mă ocup de zona aia și mă duc și întreb. N-aș garanta pentru că... oamenii spun da și apoi nu se vor acorda când o vedea cât e prețul unui racord sau spun nu și apoi nu vor racord. Da, pentru că în timp oamenii își mai simt părere din păcate. N-aș merge pe studiul ăsta. Ar trebui noi să luăm o decizie astăzi dacă mergem, am spus cum, individual noi, în grupul asociația
Sau rămânem în grup? Asociația oricum plătim, nu? Cotizații. Da, plătim o cotizație la asociații. Problema mea o gândesc că în momentul în care se comandă studiile de fezabilitate, se va face procedura de achiziții, bănuiesc, pe asociații. Un studiu de fezabilitate pentru noi e posibil să dau niște cifre aleatorii așa. Să spunem că ne costă 100 de lei pentru paravan, pentru că ar fi distanța mică față de magistrală, fără obstacole în afară de drumul județean, care e ocupantă, dar n-ar fi o problemă asta. În comparație cu cât ar putea să coste un studiu de fezabilitate pentru comuna Tamaș, Gioseni, Bucoci. O să plătească fiecare în funcție de, chiar dacă sunt în asociație. Dacă nu ești în asociație. Hai să fim... Bun. Nu ești în asociație. Bun. Cotizația e la fel. Cheltuielile sunt mari. Doamna primar, eu zic că cel puțin 50 din locuitorii comunii Parava se vor acorda la gaze. Eu zic mai bine, mai mult. Pentru că folosesc butelii în primul rând. Gândiți-vă că o butelie ajunge o lună de zile, ori 12 luni, numai de acolo omul 8, ori 6, 7, cât e butelia? Deci 7, nu. Așa. Așa. Având gaz în curte, mai plătește același. Da. Tu speri să obții finanțare de la... Oricum nu, că să obții finanțare de la guvern, că nu avem noi bani pentru aceea. Da, să știi. Finanțează ce? Și studii fezabilitate și proiect sau numai contracte? Nu am informații concrete. Cred că toate. Dacă ar fi toate mergi la asociație, este vorba de intenție. De regulă, studiile de fezabilitate și avizele... Da, aveți informații că o să ai finanțat? Da. Miram așa, nu-i Dumnezeu. Și dacă merge pe individual, nu-i mai bine? Dacă-i mai bine, ce mai avantajați că e? Cum credeți că e mai bine? Mai poți schimba și tot. Eu toată stau cu ochii pe telefon, de asta nici l-am închis, de asta am înțeles ședință, pentru că aștept cumva un răspuns de la cei de la Tamaș, dacă au terminat discuția acolo, dacă au plecat, dacă mai vin la mine, dacă mai putem să vin la mine. Nu discutăm de doamna Veronica Domblaca, deci discutăm de oameni pe tehnic care știu ce spun și ce au de făcut. Doamna Veronica e una ca mine care știu ce merg la fel de mult ca și mine. Păi nu, acolo ai niște consultanți, niște consultanți, niște proiectanți. Și atunci nu-i mai bine să mergem cu ei, la un loc. Nu știu cu ce să mănânc, de ceva. Dar tot cu aia merge, că n-am merge cu altcineva. Păi dacă mergi tot cu aia, mergem. Săptămâna, nu săptămâna, spre sfârșitul anul trecut, am avut încă o aga această asociație. Am stat de vorbă cu un domn proiectant din Bacău, cu Țofană, care e revenit în instalațiile de gaze. A venit omul, a stat de vorbă cu noi, ne-a spus cam cine așteaptă, nu vrea să mai colaboreze, s-o ocupă doar, încearcă doar să ocupe de aceste comunii care a dat exemplu. Orbeni, Filipești, cei care au deja conduct. Deși Orbenii e cu noi în asociație. Dar rog lor e că au țeava până în fața primării. Haide să nu ne mai zăpăcim, că amorțăm aici. Ideea e bine să facă, problema e să nu facem iar studii, să stea degeaba pe acolo și să nu vedem gazul. S-au mai făcut. Și nu prea văd, nu nimeni să crede, da? Deci studiile nu se vor comanda până în momentul apariției actului normativ care reglementează acest lucru. Că n-ai cum să comandă. Da, nu e rezultat atunci, dar nu e vorba de intenții. E vorba de intenție. Nu, nu am înțeles. Eu sunt sigur că astăzi acolo s-au discutat lucruri concrete, tehnic, despre ce e de făcut pentru fiecare comună. Eu de asta am insistat și aș insista totuși să mă întâlnesc cu acești oameni, dacă termin ședința și nu dau niciun semnal, îi caut eu și mă duc pe ei. Să le explic care e situația la Parava, că situația diferă de la comună la comună. Oricum noi v-am delegat pe dumneavoastră să ne reprezentați în cadrul asociației astea și vedeți care e mai facilă variantă, ori individual, ori în cadrul asociației. Problema cu gazul va fi una foarte, pentru dumneavoastră, pentru comun și pentru toată lumea. Așa e. E bun. Indiferent câți vor fi, că vor fi 100, că vor fi 10. Bun. Avem, mulți dintre noi avem experiența primului sistem de alimentare cu apă. 2003-2004, când s-a făcut apa, vezi, Doamne, apa era rez, venea prin consiliu cu tot felul și felul de monstre de apă, prin pahare, că o ținea la decantat, că nu e apa potabilă. Iată că apa e potabilă și aproape că nu mai face față acum solicitările. Avem și experiența la canalizare. Avem și experiența la canalizare, deci canalizarea este funcțională. Păi, câți avem acolo racordați? Eu avem vreo 50 de racordați. Problema că care s-au raportat, trebuie să-i raporteze și la canalizare, nu?
Cum? Legea spune? Legea așa spune, domnule. Legea spune, da. Da. Eu am avut... Trebuie plătită a... săptămâna trecută... Da, și apa care o dai la canal. Nou foraj o trebuie să băgăm în autorizația de funcționare în CDH DSP. Și săptămâna trecută am avut reprezentații CDH-ului în teritoriu ca să vină să vadă puțul, să vadă zona de minimă și maximă protecție. Și am mers în teren cu doamna de la CDH și discutam povestea asta, că de ce nu îi obligați pe oameni să se lege la canalizare? Pentru că avem un număr mic de oameni racordați. Colectorul de canalizare pentru satele Drăgușan și Parava merg doar pe drumul principal. Alimentarele cu apă sunt pe toate ulițele. La Tăiuș, atunci, la data de punere la finanțarii, pe Adelul nu ne-a mai dat voie să ducem apă mai mult decât colectori de canalizare. Și acolo suntem mare cum... Domn primar, vorbim de cei care se pot racorda, care sunt colectori, nu vorbim de aia care nu au canalizare. Vorbim de aia care se pot, da? Care sunt la drumul care principal. Sunt, da. Cei care și-au creat niște condiții mai decente, înainte de apariția sistemului de alimentare cu apă și canalizare, și-au făcut fiecare fosa lor. Și funcționează așa. Sunt oameni care se pot racorda, au acces la sistemul de canalizare, nu au băi în casă, nu au grupuri sanitare, nu au iubite. Ei se mulțumesc, sunt acei bătrâni, cum ar fi cazul mama mea, dacă n-aș fost eu acolo, niciodată nu se legă la canalizare, pentru că ea se mulțumește cu acea ciușnă de unde iau călare de apă pentru bolă și de măgătit. Nu prea îi poți obliga așa, bătrânește, aleagă de la canalizare. Îl obligi să lege la canalizare. Ce diversează la canalizare? Că n-are ce. Da, mai stau 20 de da, cei care construiesc da, acum, da, să vin la autorizare și le dăm aviz pentru apă și canalizare. Îi condiționăm, da, vrei apă, faci canalizare, dar nu îi mai condiționăm noi, că cer ei. Dar din păcate au construit, au plecat și nu diversează. Nu folosesc sistemul. Da. Mulțumim, domnule. Va? Domnul Gibotaru, da. Aveți de la public, da? Deci nu am lămurit cu cazul, o lăsați așa la atitudinea mea, de când eu ce din ce din ce să vă bine așa faceți, da? Da. Și voiam să vă mai spun, despre gaza asta era foarte important. Așa l-ați ascultat, să mai spun și alții. Da. Dar să te gândi o primar, că după aia nu mai avem. Mai aveți ceva? A, ba da, mai aveam ceva. Ce așa, a ce-i care? Alea, reținte la două ori. Reținte și eu două ori. În fiecare an, fiecare funcționar din primărie are obligația de a-și face un raport de activitate. Un raport de activitate care va fi pus la dosarul personal. Aceste rapoarte de activitate le cer la fiecare funcționar, le aduc la mine, le vizez eu și, bineînțeles, își văd de drumul lor, ajung în dosarul personal, așa cum am spus. La doamna secretar, fiind secretarul comunei, inclusiv a fost și local, raportul de activitate al dumneei nu l-am vizat doar eu, până nu îl aduc la cunoștința noastră. S-a auzit. Ce dau urmă? Raport de activitate a secretarului UAT Parava pentru anul 2018. După cum știți, doamna se numește Orban Irma Maria, funcția publică ocupată, secretarul Comunei Parava. Data ultimei promovări, martie 2018, transfer în funcția publică de conducere secretar. Perioada raportului de activitate 01.03.2018, 31.12.2018. Studii superioare, facultate de drept, specializarea drept. Și am mai zis de ce a făcut domnul secretar. Secretarul a procedat la întocmirea proiectelor ordinilor de zi pentru ședințele ordinare și extraordinare, precum și a dispozițiilor de convocare a Consiliului Local. În conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, s-a procedat la punerea la dispoziția consilierilor locale a materialelor de ședință tocmite și înscrise pe ordinea de zi. Dezbaterile din ședințele Consiliului Local, precum și modul în care a fost exercitat votul de către fiecare consilier, a fost consemnat în procesele verbale care au fost semnate de președintele de ședință și de secretarul Comunei Parava. Procesele verbale și documentele care au fost dezbătute în ședință au fost depuse în dosare speciale, numerotate, semnate și sigilate. Hotărârile au fost comunicate și puse în aplicare. În perioada 01.03.2018, 31.12.2018, s-a desfășurat un număr de 16 ședințe și au fost emise un număr 55 de hotărâri. Proiectele de hotărâri au fost vizate pentru legalitate, iar hotărârile nu au fost contrasemnate, au fost contrasemnate și emise Instituției Prefectului Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate și au vizat principalele domenii de activitate.
rectificări bugetare, rețea învățământ, alte măsuri privind învățământul preuniversitar, măsuri de asistență socială, state de funcții și organigrame, situații de urgență, inventarul public și privat al comunii, parteneriate, asociere, asociații de dezvoltare intercomunitară, rapoarte de activitate, regulamente, numiri președinți de ședință, venit minim garantat, acordare de informații cu caracter legal consilierul local sau cu privire la activitatea funcționarului din aparatul propriu. În anul 2018, primarul Comunei Parava a emis un număr de 335 de dispoziții în următoarele domenii. Resurse umane, încadrare, salarizare, acordare gradații, recalculare, salarii, încetare, promovare, etc. Asistență socială, ajutoare sociale, ajutoare pentru încălzirea locuinței, alocații ține familie, persoane cu handicap, etc. Constituiți diverse comisii, convocări, ședințe, consiliu local pentru comisii, privind bugetul local, situații de urgență, apărare. În acest an, niciun act administrativ emis de Consiliul Local sau primar, vizat de legalitate de către secretar, nu a fost atacat în contencios administrativ, ci a primit avizul de legalitate acordat de instituția prefectului județul Bacău. Am asigurat aplicativitatea legilor fondului funciar, asigurarea lucrărilor Comisiei Locale de Fond Funciar și a Comisiei Locale de Inventariere a Terenurilor conform legii 18/1991, 169/1997, legii 1/2000, legii 247/2005 și ale legii 165/2003. Participarea la ședințele convocate de președințele Comisiei de Inventariere și redactarea corespondenței specifice. Punerea la dispoziția Comisiei anexelor și hotărârilor Comisiei Județene de Fond Funciar privind suprafețele validate, cu evidențierea pozițiilor sau suprafețelor pentru care au fost eliberate titlurile de proprietate, adeverințele de proprietate, procese verbale de punere de procese, pe cum și pozițiile sau suprafețele pentru care urmează să fie eliberate titlurile de proprietate, centralizarea cererilor de restituire nesoluționate, în vederea stabilirii suprafețelor de teren necesare pentru finalizarea procesului de restituire. Punerea la dispoziția Comisiei de Inventariere actualizate ale bunurilor din domeniul public și privat ale unităților administrative teritoriale. Activitatea de asigurare a transparenței decizionale, asigurarea accesului la informațiile publice, petiții, a fost realizată prin asigurarea publicării proiectelor și actelor normative supuse procedurii și întocmirii documentației, asigurarea accesului la informațiile publice, răspunsul în termen la solicitări, strângerea informațiilor necesare, asigurarea răspunsului în termen pentru documentare și răspuns. În ceea ce privește activitatea de elaborare a procedurilor succesorale, am întocmit un număr... 30, am dat să scriu. 30. Un număr de 30 sesizări pentru deschiderea procedurilor succesorale, urmarea cererilor depuse, însoțite de documentația aferentă și a făcut adrese de informare cu privire la procedura de eliberare a anexei 24 în conformitate cu obligațiile prevăzute de legea 215/2001. Am îndeplinit atribuții de ofițer de stare civilă delegată de către primar conform legii 119/1996 completată și modificată. Această activitate este îndeplinită împreună cu un alt funcționar. Am supervizat activitatea din domeniul resurselor umane, elaborarea contractelor individuale de muncă, a actelor adiționale și a celorlalte documente necesare completării și actualizării dosarelor de personal. În conformitate cu prevederile codului muncii, elaborarea documentațiilor privind încetarea raporturilor de muncă și serviciu, organizarea și elaborarea documentațiilor de curs de promovare pentru funcționarii publici, actualizarea fișelor de post și a atribuțiilor personalului de execuție, evaluarea performanțelor profesionale ale personalului de execuție din compartimentele din subordine, elaborarea organigramei statelor de funcție și supervizarea rapoartelor specifice de către ANFP și ITB, comunicarea către ANI și afișarea pe pagina internet a declarațiilor de avere și interese a funcționarilor publici și demnitarilor. În cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă din fonduri europene sau guvernamentale, am participat ca membru pe probleme juridice pentru proiectele aflate în derulare. Totodată am participat în domeniul achizițiilor publice în comisiile de evaluare a ofertelor la proceduri de achiziții publice și atribuirea contractelor. Totodată am îndeplinit în această perioadă și alte atribuții, cum ar fi urmărirea rezolvării corespondenței în termen legale, verificarea modului de soluționare a petițiilor și reclamațiilor, asistența de specialitate și formularea întâmpinărilor în dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată, avizarea pentru legalitatea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire conform legii 50/1991 cu modificările și completări ulterioare, avizarea și urmărirea modului de completare a registrului agricol, coordonarea activității specifice compartimentului, asigurarea accesului în registrul electoral, radierea persoanelor decedate sau
cu dreptul de a alege sau a vota, de a fi ales sau a vota. Pregătirea pachetelor electorale pentru eveniment electoral, urmărirea și elaborarea dispozițiilor primarului pentru numerotarea secțiilor de votare, asigurarea corespondenței cu instituțiile, coordonez activitatea de activare a primăriei, colaborez cu avocatul care asigură reprezentarea în instanța primarului, consiliul local și primăriei, asigur corespondența cu instanțele de judecată, organele de poliție, pachetele pe probleme specifice, coordonez activitatea de eliberare a autorizațiilor de funcționare a societăților comerciale, realizez audiențe și consultări acordate persoanelor fizice și juridice în relațiile cu primăria și serviciile coordonate. Avizez de punct de vedere juridic contractele încheiate de către primăria Comunei Parava. Semnează doamna secretar. Sau urmează să semneze. Asta e scos din calculator. Nu este un semn. Ne vă dorim multe activități în continuare. Da, e 34 de ani, când am niciun semn la Tamaș. Nu avem nimic din prezentat la activitatea dumneavoastră. Faceți treaba în continuare. Cum e procedările, doamnă secretară? Știți, am mai discutat noi la păduri, de exemplu. Știi, domn primar? Era chestia cu necunoscut. Era la ce am două puncte, care unul trebuie să spun la doamnă și unul pentru noi. Asta nu înseamnă că vă caracterizez o muncă dumneavoastră, dar referitor la probleme de fond funciar, să știți că mi-a dat treburile un pic cam slăbuți la noi. Și din ce cauză? Atât la legea 80, cât și legea 247, nu știu, la 165, sunt cereri, 160, așa, sunt cereri care au fost validate, dar nu s-au luat practic nicio măsură pentru elaborarea documentelor în ce privește emiterea titlului de proprietate. Și vă dau nume. Spre exemplu, familia Diaconu Mircea cu toți moștenitorii, a fost omul înainte aici și vrea ca să discute problema asta, pentru care eu susțin eu, care reprezintă al proprietarilor, poate pot să susțin așa ceva. După aia, Andronic Constantin, Ștefanaghi, Constantin Ștefanaghi, e validată cererea, știți prea bine, domnule primar. Nu-i pus în posesie, n-are. Nu, forestier, forestier. Ce să fac? Statul, doamna, păi tocmai asta aici trebuie să vedem cam care sunt impedimentele. Ce ne oprește pe noi de a nu lua măsurile necesare? Ca să-i punem în proprietate. Dați-mi voi termen. Domnul Bucă, moștenitor de, nu știu, bunicului. Da, da, da. Așa. Dumitriu Paul, mai ceva femei pe aici, diaconița, nu știu dacă s-a... Mai aștept Domnul Sfântul, sunt o grămadă de oameni în situația... Deci lista lui Radu noastră este scurtă. E foarte scurtă, nu, e foarte scurtă. Dar vă spun, la astea validate mă refer, la ce... Validate, să-și problema. Posesii și nu poți să le emite în posesate. Problema usturătoare e următoarea. Silivicu, Marcă și Taie. Din terenurile care trebuie să le primească ei. Dar asta e scopul. Cum le primesc ei acum? Tăia de gata. Pe ce mai trage la răspundere? Pe actualul primar, pe fostul care a fost, care are 3 mandate. Trageți la răspundere, nu pe primar. Ce vă dați doar din calul primarului? Păi dau în calul primarului. Doamna, dau în calul primarului pentru că e președintele comisiei locale, așa, unde trebuie să ia toate măsurile. Și aveți impresia că președintele comisiei locale poate să treacă cu decizia curții constituționale? Doamna, pe ce? Și măcar Iohannis nu poate să treacă cu decizia constituționale. Păi stați un pic. Și de ce primarul? Păi doamna secretar, dar dacă cererile au fost validate, din ce cauză n-au ajuns oamenii în posesia procesului verbal de punere în posesie? Pentru faptul că nu s-au întocmit documentele premergătoare. Documentele premergătoare aici și în cazul în care se întocmesc greșit, să dă naștere la litigii, procese, minuni și câte și mai câte porcării care pune oamenii pe drum. Așa este și acum, doamna secretar. Eu știu ce este acum. Păi ce este acum? Ați trimis oamenii, i-ați trimis o groază întreagă de la Arhivele Naționale. Păi, au mai fost trimiși, doamna secretar. Și nu poate să rezolve nimica, pentru că omul înainte nu și-a declarat toată averea, nu și-a declarat toată pădurea. Nu, nu știu, pentru ce? Ce o zic? Băi, dacă eu declar toată averea sau pădurea care am studii că au fost mare bancher, mare patron, copiii mei, nu mai pot să mai merg la școli sau în altă părți. Poate că am făcut cu filmată. Eu nu s-a aprob să dau un metru de pădure, un centimetru de pădure, dacă nu mi se aduc acte justificative. Dumneavoastră înțelegeți ce vreau să spun? Da, da. Deci nu o să... Am auzit că au fost, că la Orben se poate, că s-au dat păduri, că era păduri, că era coincidență de lume. Nu! Îi aduc, îi cer acte din 1900 toamna, din secolul trecut. Acte din 1900 toamna am dus și eu și mi s-o invalidat în comisia locală pentru care am fost nevoie să mă judec 10 ani. Și nici acum nu am titlul de proprietate. Eu dacă nu are dreptate, îi dau dreptate. Dacă nu are dreptate, nu îi dau. Clar. Problema se pune că sunt validați, dar nu sunt validate, doamnă.
avem, validate, mă duc acum și vă aduc adresa de la ocolul Silvic, păi, care spune clar că totul este pus în stand-by până când nu se dă, nu se dă drumul de la decizia Curții Supreme. N-am ce să fac. Doamne, ei n-au interes. Curtea Constituțională n-a dat decizia, a dat-o, parcă. Au trebuie trecut din domeniul... Norme metodologice. Public. A, da, tot trebuie să treacă din domeniul... Și vă mai spun o chestie. Hai să vă lămuresc eu. Domnul Primar, două secunde numai aici. Vă mai spun încă o problemă importantă ea. Să știți că pe plan național s-a făcut o inventariere a fondului forestier. Deci să știi cât a avut fiecare județ în parte, inclusiv comuna Parava. Ei, aici dumneavoastră puteți face o inventariere. Măi, cât a avut statul înainte, cât are acum? Automat că acum are mai mult. Și vă puneți întrebarea, băi, de unde are ăsta atâta suprafață în plus față de cât a avut? Nu din terenurile proprietarilor, locuitorilor noștri, a țăranilor noștri. Pentru că, știți prea bine, s-au dat vreo 200 și ceva de hectare la aia doi boieri, păduri care au fost a vechilor răzeși, la răzeși, la vechilor proprietari. Ori ei acum de unde Dumnezeu să mai obțină pădurile astea? N-au oricum. Nu, domnule, vorba de amplasament. Domnule, domnule, dar haideți, dacă tot suntem prin Comisia Județeană de Fond, păi geașa, haideți să nu fim niște aberații în Consiliul Local. Nu vin cu aberații. Unu. Deci acești doi boieri care, unul a fost validat, nu a fost validat, prin stanța i-a dat 170 de hectare. Comisia Locală a propus 100, la fel ca și unul celălalt. Comisia Județeană a validat 100. Ei s-au dus în instanță și au câștigat 170, da? Deci acei boieri și mai sunt încă trei care n-au, unul are cereri la noi, dar nu a mai continuat-o, celălalt doi care n-au depus. Deci fundul Morcotețului, care făcea parte din plasa Bacău, da? Nu din ajut, plasa Dorița Maria, parcă, da? Așa se numea, Liza lor venea de la Doja, prunde al Morcotețului, au dovedit-o cu destul de multe documente de stare civilă și justificative, cu hărți, cu dezbateri de moștenit. La cazul Bonea au fost chiar în 48 dezbateri de moștenire, da, cu schiță exact și arăta exact limitele proprietăților lor. Da, că nu li s-a dat de vechiul amplasament și au venit în coace, pentru că legea 18, de la legea 18 s-a plecat plus la Fărea Pădurii. Exact. Nu s-a dat pe vechiul amplasament, s-a luat de la liziera pădurii și atunci s-a dat din aproape în aproape și atunci boierii nu mai vin pe vechiul amplasament în fundul Morcotețului, au venit în coace pe amplasamentul. Într-adevăr, foștilor răzești din Parava, Teiuș, Orpeni, Răcăciuni sau, mă rog, care au mai fost proprietăriți sau au cumpărat proprietăți la timpul ăla pe teritoriul comunii Parava. Amplasamentul pădurilor acestor doi boieri sunt liberi. Deci nu împiedică nimeni pe cetățenii din comuna Parava sau din împrejurim care consideră sau știe că au avut proprietăți, fond forestier, să prezinte la cererile depuse la legile fondului funciar, începând de la 18, terminând cu 165, să depună documente justificative și stare civilă, să facă dovada că pe teritoriul comunei Parava au avut acele proprietăți și noi nu facem altceva în Comisia Locală de Funciar decât să propunem validările. De asta am reluat din nou și inventariat orice cerere de lege depusă la legile fondului funciar. Și chemăm oamenii și discutăm cu ei și spunem dacă crezi că poți să aduci documente justificative și de stare civilă într-un termen rezonabil, nu spunem la 30 de zile, no, da? Deci n-am forțat mâna nimănui în 30 de zile, noi îți lăsăm dosarul deschis. Dacă crezi că nu poți să nu mai insiști sau nu mai vrei sau... Și atunci o clasăm, pentru că noi putem să stăm cu aceste cereri înregistrate la noi din legea 247, nu spun că mai sunt pe 169, nu spun că mai sunt la legea 18. Referitor la punerea în posesie, nu știu de ce pe legea 1 sau pe legea 18 acești oameni, care sunt mulți, nu care ți-ai numerat. Nu, v-am spus mai așa. N-au fost puși în posesie, da? Deci ei au rămas așa. Între timp, normele de punere în posesie s-au schimbat, au venit o hotărâre de guvern pe care spune nu se mai pune o palmă de pământ sau de suprafață de vegetație forestieră în posesie fără documentație cadastrale, da? O perioadă nu au fost bani, adică cel puțin dinaintea mandatului, primului meu mandat. În primul meu mandat, cine sunt mai vechi prin Consiliu și aduc aminte că la fiecare buget spuneam avem obligația să ne prevedem niște bani pentru întocmirea documentațiilor cadastrale. Bun. Într-un an, nu mai rețin exact anul care, s-a aprobat în Consiliul Local la buget bani pentru lucrul ăsta. 2010-2011. Așa. Cred că chiar mai încoa. Nu, bani încoa. În al doilea mandat. Nu în primul. Era în al doilea mandat. Era după 2012. 2008-2012. Nu, în primul mandat, îți spun eu. Atunci am aprobat. S-au făcut acele documentații. Vine legea 165 care spune se
interzice punerea în posesie a oricărei suprafețe de teren, fie agricol, fie cu vegetație forestieră. Da? Da, da. Bun. Vine, se termină, termină efectele de legii 165, după care vine și spune, hai să trecem la treabă. Am făcut acele documentații, am CD-ul pentru fiecare proprietar validat, am plan cadastral pentru fiecare proprietar validat, lipsa funcției, lipsa ocupării funcției de secretar a noi, eram comisie incompletă și nu aveam jurist care semneze pentru perioada aia până când perioada aia, da. Bun. În momentul în care a venit doamna secretar din martie, i-am spus că cea mai mare problemă pe care o să aveți și că foarte multe treabă, o să aveți pe fond fugiar. Pe fond fugiar. Am început să prelucrăm niște dosare și să le trimitem către Comisia Județeană, în vederea scrierii titlului de proprietate, apare mai nou o decizie, nu mai nou, în cursul anului trecut, prin luna iunie, cred că, sau iulie, o decizie a Curții Constituționale care interzice punerea în posesie a oricărui suprafețe de vegetație forestieră, indiferent de felul în care a fost validată, prin hotărâre judecătorească sau prin hotărâre de Comisie Județeană, prin motiv că, nu știu, undeva prin județul Alba Iulia s-a fi descoperit un caz în care, la felul familiei din Foși-Boieri, au meritat sau nu au meritat să fie validați cu această suprafață de păduri. Decât cu pădurile fiind inventariate și trecând în domeniul public al statului român, decât cu hotărâre de guvern de scoatere din domeniul public în domeniul privat în vederea punerii în posesie. Ori această lege a fost adoptată undeva prin luna noiembrie-decembrie, cu apărut monitor oficial, da, da. Și urmează să fie emis și normele de aplicare. Eu discut destul de des la Comisia Județeană, adică cu domnul Hure, cu doamna Vișan, suntem într-o relație de colaborare permanentă. Adică n-ajung la prefectură să nu am o discuție cu doamna Vișan, vis-a-vis de fond funciar. Eu am dosarele pregătite de fond funciar al lui Șicuna, pe hotărâși de cătorești. Am Sfântul Toader, am la a două de stand două, adică la doamna, și mai avem și hotărâși de cătorești. Și la doamna... La doamna Cristea. Cristea. Da. Le-am pregătite să le dăm drumul reprezentantul Silvicului în Comisia de Fond Funciar, în prezent, persoana domnului șef de ocol, mi spune, nu te zbara, domnul primar, nu semnez, nu semnez, pentru că am ordine de sus. Bun, ai ordine de sus de cine? Hai să vorbim cu reprezentantul. L-am sunat pe Matate, am fost în direct amândoi de pe telefon cu Matate, spune, nu semnăm până când nu apare normele de aplicare. Am reluat discuția cu ură. Semnale spus, care sunt? Ați discutat dumneavoastră când vor apărea vreodată astea? Da, nu să știu eu. Nu se poate atâta timp. Am înțeles, gata, știu. Documentația e cadastrală. Da. E valabilă? Da. Bun. Eu am mai propus-o așa, cum am început noi la Drăgușan, știți, s-au făcut. Mergem cu oamenii, să știi unde, îl pui doamne acolo până îi faci documentația, ca să nu mai vină Silvicul să parchez să-mi taie mii lemne din pădurea mea. Da. Hai că eu știu că acolo e pădurea mea. Nu mi-o dai, nu eu nu mă ating de ea, dar eu să știu că acolo eu am aici, X are acolo și așa mai departe. Bun, spun și aici. Vorba la asta dacă știți... E validată. Dacă știți... N-am primit-o. E validată. Deci dacă știți și ar trebui să știți odată ca și viitor proprietar, la a doua oară, ca și fost membru în Comisia de Fond Funciar, la momentul propunerii validării se spune așa, se validează suprafața de un hectar de pădure în domnului X în UPUA. Da. Da? Acea propunere de validare înseamnă șeful de ocol. Și este de acord cu validarea nouă. Spus... Ei nu se ating de alea. Alea sunt deja la dispoziția Comisiei Locale spre Zeritorul. Ei nu marcă acolo. Când dacă... Vreau să mergem să vinem pădurea mea și odată vreau să văd o marcă sau nu. Da, bun, pe asta văd. Dar nu știu ce se întâmplă, nu e mare problemă. Dar nu știu unde. Știi suprafața, dar știu că aproximație, nu știu. Știu că undeva în spatele școlii la rând. Dar în ceea ce privește faptul... Deci știi, eu nu vreau să... Cum? Vrei să spui tu mie că acolo nu s-o tăie de, nu știu, 15 ani lemne? Din pădurea aia? Da? Bă, vreau să vreau să am chitricit după aceea. Ultima tăiere acolo, în pădurea aia, unde ești, cum a fost posesie, a fost făcut, era viță, dar mi-am în viață. Și de atunci nu s-a mai făcut tăiere? Nu. Legal. Și pădurea am zis din legal. Și am zis că... Legal de altceva. Păi și atunci,
Eu am vrut să știu unde o am, doamne, până să fac formele astea, până intru ilegal cu titlul de proprietate, să știu unde o am, să-mi o păzesc cumva. Aveți, sunteți în posesie? Păi nu-i pustor. Asta vreau să nu! E validată cererea. E făcută documentația cadastrală, știi? Vreau să văd, doamne, aici oameni. Dar cei care sunt puși în posesie pot să folosească pădurea. Păi eu așa știam și eu, dar alții o folosesc, dar pentru alții nu. Dumnealor, deci sunt validați, dar nu sunt puși în posesie. Și aici trebuie să făcute investurile pentru a-i pune în posesie. Nu pot. Fără vizoporul lui Silvi nu poți. Bun, vizoporul. Vă mai dau azi. Fără scoaterea din domeniul public. Din domeniul public. Doamne secretar. Privat. Deci persoanele respective, de atâția ani de zile, deja aveau dreptul, nu s-au folosit bunurile astea. Merg în instanță și încerc și dispăgubiri de astea. Statul da, român se poate. Se poate. Dar se poate, nu? Statul român. Pentru că noi până la mâncare poți face așa. De finanțe. Nu știu. Că e Ministerul de Finanțe. Ne punem un avocat și ăla o să spune. Dar eu zic că o să avem câștig de cauză, nu? Domnul Bucic, are o problemă. Da, ce scuze, domnule. Mai auzi dacă nu comentarii. Domnul Bucian, mai e ceva. Eu v-am spus eu. Nu, eu vreau să vă clarific ceva așa. Că faptul că s-a pământenit ideea că secretarul primite oamenii pe drum nu se plăcea și le cere acte foarte multe. Dar aveți informații că s-ar da drumul? Nu, nu avem nicio informație. În discuție cu cei de pe la direcție. Adică să mai vizi un instanță, dacă știi că suntem noi. Și care a avut problema, nu știu de ce implicam Ministerul Finanțelor. Și autoritatea de reglementare a Fondului Financiar, și tot reprezentat statul, da? Da, da. Am înțeles să facă parte din această comisie care vor elabora aceste norme de punere în aplicare, fără Ministerul Finanțelor, că ei nu au nicio treabă. Dar mai nou, Ministerul Finanțelor, ieri de alaltă, ieri am primit o adresă pentru un caz tot prin Ardeal și ne spune să inventariem toate hotărârile de comisie județene și judecătorești la care au fost puși în posesie cetățeni străini. Nu. Sau fost cu cetățenie română. Conform unui articol, n-ați reușit să spuneți. 48 din... Din legea 18. Am citit articolul. Și în cazul nostru. Deci, acești boieri buzdugani străini. Sunt cetățeni străini. Da. Chiar dacă regentul care a stat la baza proprietății, fostul proprietar, a fost român, el, acum o ședetorul, e cetățean francez. Și trebuie să vedem dacă și noi trebuie să raportăm această hotărâre a comisiei. Păi, v-am făcut adresa, nu am putut scoate din cauza. Hotărârii judecătorești, nu-i comisiei din. După acele propuneri, după punerea posesie excesivă în unele cazuri, se restricționează acolo sânge. Ce facem? Deci vreau să următorul care ia cuvântul. Vreau să clarific ceva și după aia chiar asta. Ideea era așa, că eu când am venit, mi s-au pus în brațe dosarele cu cereri din 2005. Cereri care nu aveau la bază decât declarații. Unele n-au nici acte de stare civilă, n-au nimica. Nu pot să fac acele retrocedări decât dacă mi s-au aduc acte justificative și acte de stare civilă. Gândiți-vă că trebuie să cer acte de stare civilă prin care să dovedesc că domnul primar este rudă cu străbunicul lui. Corect. Înțelegeți? Ei, îmi trebuie 70.000 de certificate. Pe care nu chema adevărul, îl chema lui. Și care îl chema în altfel. N-am cum altfel. Domnul primar de vină. Înțelegeți? Trebuia să iei mintul și le iei eliberat și termina odată. Haideți să mai puteți face ceva. Domnul Blaca, eu nu știu. Eu nu știu ce înseamnă cu mai cuvinte. Nu mai promit cu sunt lucruri care promit și lucruri care nu promit, da? Așa. Deci asta vreau să spun. Așa. Și singurul lucru la care mă pun la vârta este portenovul populației realizat de către comuniști în 1948. Așa, i-au făcut ei un recensământ. Și înainte de a face naționalizarea pădurilor, și cum au adus atâtea persoane, pot să aduc cei la care am solicitat. Asta da. Este. La ăla mă raportez. E singurul document legal, pentru că vine omul cu un an din 1934 și spune că el a avut 5 hectare de pădure în 1934, dar naționalizarea s-a făcut în 48. Pentru 34 până în 48 sunt 14 ani. În 14 ani putea să vândă, putea să doneze, putea să facă orice. Putea, da? în cazul care vine un cumpărător, atunci dacă vreau să vedească, dar dacă nu vine nimeni... Cândva să câștiga distanță, da? Domnul Jupătar, legea 18, eu așa știu că spune, da? Se retrocedează ce ți-a luat statul abuziv.
Da? Exact. Când ți-au luat statul abuziv? 48, da? 48, da. Vedeți, faci de când 48 statul ți-au luat abuziv, 6 hectare de păduri. Dovedește că 48 pe pădurea aia. Da, ascultați-mă aici, bine. Dovedeți. N-au fost înregistrate la Arhivele Naționale. Nu, se vin cu act de vânzare. Atenție, vin cu act de vânzare cumpărare, care la nume poate da. Dar vânzare cumpărare din 34. Din 21, nu din 34. Nu mă ajută. Vă ajută. Pentru că eu demonstrez că nu a fost vândută nimănui. Ocolul civil nu poate să-mi spună că o luată de la altă persoană. Cândva putea în instanță, dar acum nu prea mai putea. Nu ți-mi dăm nicio instanță. Mă nu, cândva am spus, cândva. Dică au fost cazul. Mă, e în cazul ăla. Încheie ședința. Nu, în instanță, nu vreau să... Dar am ședința închisă, pe azi vă mulțumim? Da. Adică, da?